Uite, am scris exact unde trebuie, pornografie, o demonizare de dreptate a sufletului oamenilor. Ce mai are aici? Ia să vedem. Asta nu citesc. Dumnezeu și homosexuale pe tabla de șaca istoriei. Nu nici temă. Îndrăznim să mărturisim. Oricum, e o carte care nu fac și cum. Cât costă? Cu dedicație. Așa. Cu dedicație și așa. Da. Măi copii, mă, iau cum ce de tinere treci. Ați văzut, doamne? Spuneți dumneavoastră ce tânără sunteți. Sunteți bine, nu? Da, nu, nu, da. Și să vă mai bine și alții. Gata, te-ai rezolvat? Da. Dar ești cam un prăștia cu la. Bine ați plătat. Așa, mulțumesc. Subiectul cărții și apoi, la sfârșit, dacă vreți să punem un dialog pe marginea a fecheriei și a temelor din această carte, cu mare drag. Asociația Ortodoxia Tinerilor are la bază site Ortodoxia Tinerilor, un site apărut în 2008, în care noi încercăm, prin diferite articole scrise de noi sau alți tineri, și scrierea ale Sfinților Părinți sau ale Marilor Duhovnici, să tratăm diferite probleme legate de viața creștinilor în biserică în perspectiva provocărilor moderne. La un moment dat, după ce site-ul a crescut, cam prin anul 2010, eu am primit de la o prietenă de a mea un filmuleț pe care în care o doamnă din Statele Unite ale Americii, numită Pam Stenza, făcea o anumită conferință. Doamna era psiholog într-un liceu din America. Psiholog și psihoterapeut pe probleme legate de relații intime. Într-un liceu acolo. Tinerii veneau la această doamnă și îi cereau sfaturi pe tema asta. Doamna a avut foarte mult succes și tinerii au primit-o foarte bine. Și ușor, ușor, hotărât că ar fi bine să facă o întâlnire mai mare cu toți elevii din liceu și să trateze toate aceste aspecte ale vieții intime. Și așa a făcut un seminar mare numit Sexuale un preț, sau Sex is a Price. Ca să le explice tinerilor care sunt riscurile începerii vieții sexuale înainte de căsătorie. Și așa, văzând că e foarte bine primită și că doamna era și era creștină, catolică, încurajat pe tine să trăiască curat, a început să fie chemată și în alte licee ale Americii, chiar și în alte state ale Europei.
Știu că ei chiar au făcut și un marș, un meeting mare în Statele Americii cu câteva sute de tineri, cu bannere, în care spuneau că mărturiseau că își vor păstra meseria până la căsătorie. Văzând lucrul ăsta, am zis, zic, bun, hai să facem și noi ceva în România, ca să-i ajutăm și noi pe tineri să trăiască curat. Bineînțeles că, nefiind profesori, nu puteam să facem același lucru pe care l-a făcut doamna acolo. Și am zis, zic, hai să încercăm totuși ceva. Și ne-am gândit să facem o campanie de strângere de mărturii pe site-ul nostru. Deja aveam un public, aveam cititori fideli de câți bani, pornisem tot felul de discuții la comentariile diferitelor articole și am pornit o campanie și ne-am spus așa. Noi nu credem că toți tinerii își încep viața sexuală înainte de căsătorie, sau cum există zvonul ăsta că toată lumea o face, ci considerăm că mai există foarte mulți tineri care încă trăiesc curat, sau chiar dacă au văzut un păcat, și au cerut iertare, au mers la duhovnic, și vor să trăiască fără să mai cadă până la căsătorie. Și ne-am propus asta. Zic, dacă sunteți într-una din categoriile acestea, adică dacă v-ați păstrat fecioria sau dacă ați căzut, dar totuși v-ați mărturisit păcatul și vreți să trăiți curat de acum înainte, trimiteți-ne o mărturie. Și tinerii le-au trimis. Au început să trimite o mărturie prin e-mail, de jumătate de pagină sau o pagină. Mărturile pe care le primeam, le publicam pe site. Ca articole. Tinerii, când vedeau articolele, erau încântați și motivați și trimiteau și la rândul lor mărturia lor. Ușor, ușor am început să strângem în jur de 120 de mărturii. În același timp, publicam și articole pe site legate de tema aceasta. Am hotărât că ar fi bine să strângem toate aceste mărturii într-o carte. Și așa a luat naștere ideea unei cărți. Bineînțeles, cu sfatul duhovnicilor noștri. În carte am zis că nu e ideea să apară doar mărturiile, ci ar trebui să apară și măcar câteva articole unde să dezbatem subiectul. Pentru că e foarte important de făcut anumite precizări. Și așa am pus în carte și 27 de mărturii, de articole. Deci, iar cartea, așa cum este ea astăzi, are 120 de mărturii și 27 de articole pe tema fecioriei și a relațiilor intime. A doua ediție a cărții are și binecuvântarea căsătului Ambrozii episcopul Giurgiului și are și o prefață a domnului Virgiliu Gheorghe. Ambele vin să încurajeze pe cei care sunt implicați în formarea tinerilor să primească cartea cu drag și să recomande tinerii. Bun. Demersul nostru nu e un scop în sine. Adică nu ne dorim prin această carte sau campanie să promovăm fecioria, ci o modalitate prin care vrem să întărim familia. Prin care le spunem tinerilor că ați păstrat fecioria până la căsătorie e o premisă puternică pentru o viață de familie sănătoasă, pentru o cale de mântuire mai sigură. Nu e o garanție 100%, dar e o premisă. De aceea, și cartea nu este adresată numai tinerilor care au trăit curat până acum, ci și celor care au văzut un păcat. Și celor care și-au început viața intimă. Pentru că cartea are 4 categorii de mărturii. Acelor care, chiar dacă au fost ispitiți, au căzut în păcat și au păstrat pe ceolinia și merg mai departe, chiar dacă simt presiune din partea curajului a părinților, a mass mediei. A doua categorie a tinerilor care au căzut în păcat și au avut una, două, trei, cinci mai multe relații, dar au conștientizat care sunt defectele și au cerut iertare și într-un fel sau altul și-au dat seama că ceva s-a schimbat în ei înșiși și lucrurile nu mai merg ca înainte. Și atunci ne-au trimis și mărturilor. O a treia categorie e a celor care s-au căsătorit. Au trăit curat până la căsătorie și mărturisesc cum i-a ajutat pe ei lucrul ăsta. A patra categorie de tineri e a celor care s-au căsătorit.
au avut mai mulți parteneri până la căsătorie și vorbesc cum a influențat acest lucru negativ în viața de familie. Bun. O să vă zic un lucru. La noi în țară, încă, și probabil și în țările ortodoxe, mai ales că toate țările ortodoxe au ieșit, sau majoritatea țările ortodoxe au ieșit din regim comunist, a să păstra fecioria e considerată în momentul ăsta o rușine. Ba chiar o să vedeți că avem mărturie aici în care sunt fete care spun lucrul ăsta, că vor să scape de fecioria, o consideră o povară. Pentru că mai sunt întrebate de colegi sau colegi și fiind sincere, ele zic că da, nu mi-am început viața sexuală și atunci primesc un vot de blam din partea grupului și sunt tratate oarecum altfel. Și din motivul ăsta vor să scape de fecioriei. Deci, deși fecioriei e un dar de la Dumnezeu, e un mare dar de la Dumnezeu și pentru un băiat și pentru o fată. E un dar pe care tânărul l-a primit în ideea să construiască pe acest dar, să-și construiască viitoarea familiei. Haideți să intrăm puțin în subiectul cărții și să vedem exact ce tratează. În Statele Unite ale Americii, nu știu dacă știați, guvernul american, până la administrația Obama, investea 150-200 de milioane de dolari în promovarea castității până la căsătorie. Poate pare ciudat. Cum un guvern al unei țări care caută prin excelență puterea economică și militară să investească în promovarea fecioriei tinerilor. Ei au înțeles că dacă țara are tineri care trăiesc curat, dacă ei vor promova castitatea, folosesc cuvântul ăsta la ei pentru că lucrurile diferă. Pentru noi fecioria în Ortodoxie e ceva mai înalt. E ceva care se leagă prin excelență de credința noastră în Dumnezeu și de felul care Mântuitorul a venit în lume și a făcut lucrurile de mântuire. La ei, ei văd castitatea doar ca pe metodă de a te abține până la căsătorie, nelegând-o în mod deosebit cu credința. Deci ei au observat că tineri care își păstrează fecioria până la căsătorie vor avea familii mai trainice. Adică vor divorța mai puțin, vor avea copii mai mulți, vor fi mai fericiți și, prin urmare, vor fi mai productivi din punct de vedere economic. Asta ce înseamnă? Că ei au văzut investiția asta în promovarea castității ca o investiție economică. Ca să vedeți ce e interesant. Iar la noi biserica spune lucrurile astea de 2000 de ani, că ați păstrat fecioria până la căsătorie, nu e o poruncă, o obligație pe care o a lui Dumnezeu ca o povară pus așa pe fiecare om, ci o modalitate prin care Dumnezeu ne arată că doar așa vom fi fericiți împreună. Altfel vom avea de suferit toți. Adică un tânăr care își începe viața sexuală înainte de căsătorie, va avea de suferit el, partenerul sau partenera lui, apoi viața de familie, apoi copiii lui și întreaga societate în general. Bun. Nu știu dacă știți, apropo de faptul că americanii investeau în promovarea castității, că, de exemplu, primul ministru al Turciei și președintele Rusiei au zis acum, cred că un an și ceva, că fiecare familie ar trebui să facă minim 3 copii ca economia să crească. Dacă o familie face 2 copii, suntem 0 la 0. Adică 2 părinți, da, nasc 2 copii. Cei doi părinți vor muri sau vor ieși la pensie, asta înseamnă că vor fi 2 copii care îi vor susține prin veniturile lor și nu există un plus. De abia de la al treilea copil se vede un plus în partea economică. Bun. Studiile zic așa, că cu cât un tânăr, deci studiile făcute în Statele Unite ale Americii, spun așa, că cu cât un tânăr își începe viața sexuală mai devreme, adică de la 13-15 ani, cu atât va avea mai mulți parteneri
sexuale. Și cu atât se va căsători mai greu și va avea o viață de familie mai puțin fericită. Adică numărul celor care își încep viața sexuală de căsătorie e numărul celor care vor avea dificultăți în a-și temea o familie și dificultăți în a-și face o relație. Bun. Haideți să... să vă citesc puțin care, cum am început noi să... Primul capitol din această carte se numește Mii de tineri sunt împreună cu tine. Noi am vrut să facem această carte ca o încurajare pentru toți cei care spun că vremurile nu mai sunt așa cum erau și că asta e, trebuie să schimbe și biserica și na, trebuie să ne adaptăm la lumea în care trăim, că na, nu mai putem fi așa închiși. Această carte e o modalitate de a încuraja și pe tinerii care cred că nu mai există nimeni care se gândească ca ei. Noi am avut persoane care ne-au mărturisit, ne-au primit mesaje și ne-au spus că mărturile m-au încurajat foarte mult să-mi dau seama că există foarte mulți tineri curați, oameni care trăiesc cu adevărat aproape de Dumnezeu și înțeleg cum sunt lucrurile și asta i-a încurajat să ia și ei, să rămână în decizia lor. Pentru că sunt și foarte mulți care oscilează. Adică, bun, să spunem că părinții și familia te îndeamnă în direcția asta, că și ei au trăit curat. Să spunem că bunicii la fel. Și să spunem că și la biserică află lucrul ăsta. Dar anturajul e foarte puternic și multimedia și colegii te încurajează să-ți începi viața sexuală. Și atunci ai nevoie de repere. Și poate, dacă nu ascultăm sfaturile părinților sau ale preoților sau ale profesorilor, măcar să ascultăm de sfaturile prietenilor, ale tinerilor de vârstă cu noi. Bun. Un al doilea capitol se numește De ce ne interesează pe noi viața intimă a unui om? Sunt unii oameni care spun așa, ce mă interesează pe mine de ceea ce face altul sub plapuma lui? Până la urmă, nu omoară pe nimeni, nu face nimic rău. Da, dar să știți că ceea ce facem noi în intimitatea noastră ne schimbă pe noi înșine. Și apoi noi înșine ieșim în societate și o să influențăm pe ceilalți. De exemplu, pot da un simplu exemplu. Mi-aduc aminte acum câțiva ani, de mult, că la cinematograf, la noi, în Oraș, la Galați, se rula filmul Need for Speed. Băieții știu foarte bine despre ce e vorba. Un film cu mașini, cu tot felul de întrece. Și când au ieșit băieții de la film, când, în general, băieții s-au dus, ce credeți că au făcut? S-au urcat în mașinile lor și au plecat cu scârțâituri din fața cinematografului și au început să facă întrece. Deci, doar un film de o oră și jumătate le-a insuflat atâta dorință de competiție și de a-și arăta muștii, încât poți să spui că, băi, dar să zicem că el a văzut filmul acasă singur, dar uite, el a văzut filmul acasă singur în fața calculatorului, dacă se urcă în mașină, începe să conducă cum a văzut el în film și s-ar putea să omoare pe cineva pe terceri de pieton sau s-ar putea să facă accidente foarte grave și atunci suferă întreaga societate, nu numai el. Dacă, să spunem, uităm acum cuiva să citească o carte, nu știu, profesorul de nebunii, pe omul ăla îl schimbă cartea respectivă. O să gândească altfel, o să-i schimbe principiile și s-ar putea, când ies în societate, să facă anumite greșeli, să calce peste oameni în ghilimele, adică să-i dea la o parte doar să fie egoist sau să câștige anumite lucruri doar pentru el. Ce vreau să vă spun e că dacă facem lucrurile în intimitatea noastră, nu înseamnă că ele nu ne influențează. Oricine influențează. Absolut orice. Și așezarea Sfintei Cruci aici, în felul ăsta, pe Sfânta Masă, ne influențează. Și felul în care e așezată mobila în casă. Și culoarea celor care sunt îmbrăcați în sala asta. Absolut orice ne influențează. Pentru că creierul e în continuă formare. Bun. Revenind acum la problema cu relațiile intime. Tinerii care își încep viața sexuală înainte de căsătorie. Deci cei care au relații intime, să spunem, și nu știe nimeni. Un astfel de om nu o să mai vadă lucrurile cum le vedea înainte. Să spune că e primul lui partener. Pierderea fecioriei îl marchează puternic și asta se întâmplă în principal la fete. Fetelor, o să vedeți că dacă ajunge, mărturile pot fi citite și pe site-ul ortodoxiatinerilor.ro, toate, deci le găsiți și acolo, dar le găsiți și în cartea noastră. Dacă o să citiți, o să vedeți
că firea femeii e altfel decât a bărbaților, e mult mai sensibilă. Instinctul matern o face pe femeie să fie mult mai vulnerabilă, în sensul bun, nu în sensul rău, mult mai deschisă către bărbați și din motivul ăsta un eșec, adică o relație de câteva luni cu un bărbat care te părăsește, te distrugi. Și atunci domnul Virgil Gheorghe dea un exemplu foarte bun. Spune așa, că în momentul în care un bărbat și o femeie au o relație intimă, se apare nu știu ce hormon în creier și în creierul femeii, un hormon de afectivitate, nu știu dacă e oxitocina sau altul, un hormon care o ajută pe femeie să apropie de bărbat, să fie foarte drag de el. Dacă ea se desparte de acel bărbat, în creierul ei, ea o să înregistreze această acțiune ca pe un mic eșec. La următoarea relație, dacă o să aibă iar relații intime cu persoana respectivă, iar o să îi se secrete acel hormon și de data asta o să fie puțin mai reticent în a-și arăta iubirea față de bărbat, pentru că a înregistrat acel mic eșec. Cu cât crește numărul de parteneri, cu atâta felul în care se lipește femeia de următorul bărbat, o să fie mai dificil. Și el explică așa, sociologii spun așa, gândiți-vă la un abțipil pe care îl lipești odată, îl dislipești. Iar îl lipești, iar îl dislipești. După câteva lipești, dislipiri, el nu se mai lipește. Și atunci, spun studiile, cu cât o femeie are mai mulți parteneri, cu atât îi va fi mai greu să căsătorească. Pentru că s-a dăruit total în actul intim și nu a primit un răspuns asemănător din partea bărbatului. Ne primind un răspuns asemănător, a fost dezamăgită. Fiind dezamăgită, n-a vrut să mai fie dezamăgită a doua oară. Și atunci a stat mai gata, adică a oferit mai puțin. Și atunci a oferit din ce în ce mai puțin în relația cu următorul partener, nu mai... Și la bărbaților. Bărbații că iubesc o femeie și cum e înșelat în așteptări și cum ia să... Are și reticența asta. Mă iubim, mă iubim. Domnul Virgil spunea și de un anumit hormon de la femei care e mai special. Și e șampă, ați același lucru. Aveți dreptate. Adică cu câte mai... Zice, Doamne, de ce ai făcut femeia atât de frumoasă? Ca să o iubești tu. Dar de ce ai făcut așa proastă? Să te vezi și-a făcut. De afectivitatea aia care zici tu că se afectează. Dar nu știu, eu zic că e la fel. Nu, poate tu știi mai bine. Dar, cred era că... ceva special la femeia. Avea un hormon în plus. Nu știu exact. Avea ceva. Da. Legat de instinctul matern. Bun. Oxitocina este un hormon al fericirii și este secretat doar la femeie. Da. Dar există echivalente și la așa. Bine. Bun. Mulțumim. Și-a dat. Vorbește dacă ești tu. Bun. Haideți să vă dau un exemplu de felul în care influențează modul în care vedem noi relațiile intime, felul în care ne influențează nouă modul în care vedem viața. Eu dau acest exemplu, deși suntem în cadrul unei biserici, nu o să intru prea multe detalii, pentru că nu e cuvincios, dar gândiți-vă la un tânăr care e afectat de patima asta a pornografiei. Un tânăr care vede tot felul de lucruri necuvincioase în astfel de filme. Să spunem că studiile spun așa, că un astfel de că ai noștri copii în ziua de azi sunt văd imagini pornografice începând cu chiar 6-7 ani. Asta înseamnă că pot ajunge la o dependență de chiar în jurul vârstei de 90 ani. Bun, un astfel de tânăr, când o să ajungă să aibă o prietenă, e valabil și invers, și pentru fete. Un astfel de tânăr, când o să ajungă să aibă o prietenă, să zicem în jurul de 14-15 ani, ce credeți că va face cu ea? Va forța foarte mult lucrurile să ajungă acolo unde a văzut el în film. Și nu numai acolo unde a văzut, ci și în felul în care a văzut în film. În loc să se comporte cu o fată așa cum ar trebui, adică cu tandreții, să aprecieze sentimentele și felul în care e acea fată, va forța lucrurile în direcția trupească. Adică își va dori foarte mult să ducă acea fată în pat. Să spunem că are relații intime cu ea. Trec ceva ani,
ajunge, să spunem, la vârsta de 20-20 ceva de ani și vrea să se căsătorească. Un astfel de tânăr, să spunem că în momentul în care se va căsători, are câțiva ani de dependență de pornografie, plus, să spunem, câțiva parteneri, 5, 6, 7, 8. Și acum intră în viața de familie. Ce credeți că se întâmplă în viața de familie? Păi, în primul rând, dacă intră cu patima asta a masturbării, lucrurile sunt foarte grave. Pentru că, în statul de ale Americii, foarte multe divorțuri se întâmplă din cauza dependenței de pornografie. Motiv oficial dat în sala de judecătorie. Deci nu vorbim de... Nu vorbim așa de... Păi am auzit că s-au despărțit pentru că nu se înțelegeau. Nu. În sala de judecătorie, când au fost întrebați de ce se despart, au dat... Celălalt soț a spus că e dependent de astfel de imagini. Și nu mă mai iubește, nu mă mai dă atenție. Mă înșeală, pentru că ăsta e sentimentul puternic. Ba dimpotrivă, femeile spun așa, că se simt mai degrabă înșelate de bărbații dependenți de pornografie, decât de dacă bărbatul ar înșela cu cineva. Pentru că zice așa, dacă m-ar înșela cu cineva, să spunem, într-o seară cândva, poate să fie o întâmplare, a avut prea mult, a ajuns un altul artificial. Dar dacă el stă noapte de noapte acolo, aia e ceva la nivelul creierului, e o obsesie pentru el. Și e mult mai grav decât, să spunem, deși și asta e foarte grav. Dar, întrebate fiind, femeile au perceput-o mai grav adulterul ăsta decât celălalt. Da, aveți ție. Da, aveți. Și dacă nu de la căci, cum vei acasă tot. Corect. Bun. Acum. Deci, vă spuneam, ce va face un astfel de tânăr când intră în viața de familie? Dacă intră cu patima asta, cu siguranță vor apărea certuri și vor apărea tot felul de probleme și vor putea ajunge ușor la divorț. Un tânăr care acum mai multe partenere până la căsătorie, cu siguranță, după ce se va căsători, spune că după un an, doi, poate chiar mai devreme, va începe să-și arunce ochii pe stradă sau în anturaj la alte femei. Pentru că a fost învățat cu noutatea. El a trăit noutatea. Deci a te uita la filme cu caracter pornografic înseamnă a vedea mii de femei. Și asta a face comparație tot timpul. E, unui astfel de om, dacă îi dai o singură femeie în speță, soția lui, nu va fi satisfăcut. Dacă nu se vindică, că are și posibilitatea să se vindece în biserică. Dar dacă nu se vindică, el își va dori altceva, își va dori noutate. E bună pentru tine, așa. Și atunci... Atunci ce se întâmplă? Există foarte mari șanse să apară flirtul și implicit adulterul. Pentru că ușor, ușor a încercat o dată acolo și la un moment dat poate să cadă în păcat. Un adulter știți ce înseamnă? Înseamnă probleme foarte mari. Copii pe drumul, certuri și două vieți, cel puțin două vieți distruse. Bun. Să spunem că nu înseamnă. Să spunem că nu cade în păcat, dar apare primul copil. Când apare primul copil, un astfel de om va vedea că e greu să crești copii, te chinui, e jertfă, nu e așa ușor. Dar, na, l-a făcut. Nu o să și mergească pe al doilea. Pentru că el a fost învățat cu plăcerea. El a trăit ani de zile în plăcere. Prin patina masturbării și prin tot felul de parteneri și o viață de asta, de la el. Și atunci când ajungi viața de familie, vezi că e greu, că trebuie să servici, ai grijă de copii, că nu mai timp cu prietenii până cu alta, zici, băi, nu mai facem copii, gata, frate, lasă-mă. Și atunci, dacă soția vrea un al doilea copil și el nu mai vrea, poate apar certuri, apar probleme și o obligă să folosească metode contraceptive, poate o obligă să facă avort și uite așa, se leagă probleme. Să spunem că apare și al doilea copil. Cu siguranță nu va mai apărea al treilea. Pentru că, vă zic, cu doi copii e foarte greu, iar cu al treilea, lucrurile... Dar de ce nu se parte aia? Nu, zic... Așa e făcut. La trei, la trei. Da? Are trei ficiare. Și a zis la fel ca așa. Cum ai zis-o? Deci, e o barieră în societate. De la 2 la 3 e mai greu decât de la 3 la 4 sau de la 5 la 6. Adică dacă ai făcut pe a 3 la scăpat. Mai ușor. Avem puteți, mă, laps. Are câți are? 7? 6. 6, mai multe. Bun, hai de bun.
Așa. Dacă nu-mi dorim pe cea, nu-i copii. Hai să te-am pus și eu la părintele meu duhovnic și Tamara așa îmi spunea că a venit povestea din experiența duhovnicilor. Unui călugă i s-a pus lui bata că eu vreau să-l căsătorească. De fapt avea, gândul că, să aibă și el o femeie. Și zice părintele duhovnic, foarte bine, zice, nicio problemă. Zice, dar fii atent până să te hotărăști, fă așa. Vă o statu, e o femeie. Cum îți place ție să fie frumoasă? Cum vrei tu? Cum o vezi tu? Dar să-i faci și o burtă așa, să-i lași un loc aici, la statuia aia, și când mănânci tu în ziua aia, să pui și în statuia, în burtă aia, la statuia aia. Trebuie să o hrănești, mă, dacă ai o femeie, trebuie să o hrănești. Și zici și făcut. A făcut-o și mânca el, și ce mânca e, punea. Bine, mânca să-ți iau, arunca. Punea așa. Și la un moment dat zice, da, zice, fii atent că zice, în urma căsătoriei să apară și un copil, trebuie să-l hărnești și pe ăla. Ea mai fă o statuie, a făcut o statuie, nu știu ce, cu copii și am pune mâncare și acolo. Încioși tu, mănânci, pui și în aia, pui și în aia. Dar cum îl zice, trebuie să, tu ești îmbrăcat? Îmbracă și pe aia, fă-i haine și când afară să degradau, trebuie să schimbă mereu. Dar auzi de el că e greu așa, zic, lasă-mi rămân călul, că nu mai fac, să vă spun mie, da. Bun. Deci, vedeți că jocurile tinereții sau patimile tinereții nu sunt doar așa trecătoare. Cum îi spun, da, mă lasă, că și noi am făcut tinereții. Bun, și noi am făcut, dar n-au rămas fără consecințe după 5, 10, 15, 20 de ani. Adică nu rămâne nimic neplătit. Totul se plătește. Adică în firea ta simți tot ce ai făcut și bine și rău. Și atunci, un tânăr, și fata și băiat, care a trăit în adolescență o viață de asta, îmi plăce, îi va fi foarte greu viața de familie. Dar el își va dori o viață de familie fericită, cum vede la televizor, că se dau o leagă, mama cu tata și cu doi copii. Dar nu e aia viață de familie. Aia e așa doar o utopie ca să vândă produsele. Dar viața de familie e grea tare, e jertfă continuă. Și atunci zici, băi, frate, dar nu-mi place nici în familie. Și divorțează. Bun. Ce vreau să vă fac să înțelegeți e că unii mai zic, dar ce are mă rugință de azi? Păi, fac ce vreau, dar eu mă fac ce dar. După aia am ajuns la casa mea. De exemplu, băieții, știți fetelor, că băieții vor să căsătorească cu fete fecioare. Dar după ce au avut și ei o viață de distracție. Adică... Dar lasă, dragă, că e întreba la multă. După noaptea nu înțelegi că l-a întrebat prietenii ei și a fost fecioară nevastă. Păi, unde zic că da, zic că nu. Și asta e o problemă. Trebuie și la prietenii acolo. Nu zic că da, alții că nu. Da, și ia gândiți-vă, dacă facem o statistică așa, de unde să mai fie fete fecioare dacă fiecare băiat strică 5-6 fete până la căsătorie? A, ia mai întâlnit. Nu am ce să faci. Păi aplec, să știu. Așa. Zice că într-un birou ne erau 20 de bărbați. Unul care era cu statistica, era bolac. Și el a spus căsătoriți. Și toți se gândeau ăștia, bă, dar de ce nu te sori? Când te sori? Bă, nu sunt pregătit. De ce? Am motivele mele așa. Și au făcut eu petrecere de sfârșit de an, sau nu știu, au venit cu nevestele, cu tot, pregătire. Dar frumos, așa, mâncat. Și ei, apar de șpriță, așa, mă duci unul ăla și le așa. Hai, mă, spune-mi, te rog, frumos. De ce? Nu, uite, nu vezi, uite, suntem cu familia aici. Tu de ce nu te căsori? Bă, zic, e frumos, zice, într-adevăr, uite. Ați venit cu nevestă, ați venit cu asta. Toți spuneți că e la voastră cea mai bună, cea mai curată. Păi știi, eu sunt cu statistica. Și am avut și o statistică. Câte femei sunt în țara asta, câți bărbați, câte sunt căsătorite, cât sunt necăsătorite. Și nu mai să mă las socoteala. Ce nu ți-ai lăsat? Du-ne atâtea curve. Păi, ăla a rămas singure, ăla căsătoria și trebuie să fie la casa lor. Eu sunt pus. De-aia nu se găsturește, nu? Mișa l-ați făcut acolo. Statisticieni. Da, dar deci e o chestie foarte matematică calculând. Bun, și fetele vor să ia tot așa un băiat, liniștit, dar bun, dar dacă toată lumea se distrează până la 20 de ani, după 20 nu se iei mai ei. Și atunci... Dacă are vor la Alzheimer, sigur. Au uitat. Am înțeles. Da, ce-a fost. Da, și... observați că
dacă vreți, dacă vreți să vă ajutați pe voi, trebuie să-i ajutați și pe alții. Adică dacă vreți să aveți șansa să vă căsătoriți cu cineva curat, păstrați-vă și voi curăția ca să-i păstrați și celuilalt. Nu ne păcălim pe noi înșine, credeți-mă. Adică noi ne distrăm, noi ne păcălim și când ajungem, tot noi ne căsătorim unii cu alții, tot noi ne certăm, tot noi divorțăm. Și atunci tot noi facem teorie și spunem, băi, dar uite, era mai bine așa. Păi era bine, dar hai să aplicăm. Că... Bun. Termin cu subiectul ăsta. Ce vreau să înțelegeți e că absolut tot ceea ce, ce facem noi legat de subiectul ăsta de intimității ne influențează. Eu sunt duhovnic, da? Știi, nu dăm nume, da? Luăm goala și o studiem, da? Ei, ai dreptate. Tot ce ai spus până aici e perfect. Și ce am citit aici, absolut. Eu am un caz ăsta, gestionez o familie de genul ăsta. Așa, el, ca băieți, s-au distrat. Băieți, ți-a pus, nu știu ce putere, hai să așeze la casa lui. Așa, ea și el, o fată bună. Ea, fostă damă de companie. De lux, știi? Așa. El a zis că ea o fată bună, știi? Așa. Ea a zis că ea un băiat bun. S-au luat. Dar să știi că reminiscențele grave, da? Totdeauna. Să vede în familia lor cum nu merge treaba. Bine. Unul trage hăiesc și unul trage ceap. Și eu mă lupt să-i țin cât pot. Deocamdată i-am ținut. Au și copii, așa, o vedea. Dar să știi că ai de tot. Nu, e greu. Dar întotdeauna zice, m-a fost și una pe la capatul, zice, da, zice, aia a fost, unul, el e al doilea. Și la urmă s-a dovedit că era damă de companie, știi? Al doilea, după al câtelea, știi? Al doilea înseamnă. Da, în fine. Da. E greu. Duhovnicii știu cel mai mult. Adică, cred că puteți afla mult mai mult de la ei decât de la oricine altcineva. A, iar merge. Ce faci, da, s-a dus. Duhovnicii știu ce mai mult. Și se duce unul la duhovnic să zică și el un păcat, nu știu ce a făcut și el. Așa. Și de când ai intrat, la oricum duhovnic m-a întrebat, zice. A, zice, părinte, am păcătuit. Aia nu cumva ai fi fost la alea în altă putare. Nu, părinte. A, ai fost la mică în putare. Nici la aia n-a fost. A, ai fost la marecică, nici la aia. Și atunci ce vine? Păi vreau să vă spun altceva, dar mai contează. Și ies afară și era cu prietenul și zice, ce mai mă, te-ai spovedit? Nu mă, dar am aflat niște adrese, ai să mă ajut. Că duhovnicii știu mult. Deci asta, cu atenție multă cum spovedește. Da, spovedania are două laturi. Spovedania prin întrebări, care eu îmi place, și ascultarea mărturisirii. Lasă pe el să spună ce. Îți bine să mărturisească. Nu spune ce ai de spus. Ce, nu, ai făcut aia, ai făcut aia, îi dai idei. Da, pentru că venise mama unui copil la mine care era cleptoman, furat. Și mi-a zis, părinte, ce nu mai știu ce să-i fac, că fură orice. Da, stau de vorbă cu el. Și l-am întrebat, ce faci mai? Cum mă duci? Ești bine? Și zice, da, sunt bine. Și faci prostioare? Nu fac. Cum adică nu faci prostioare? Nu s-a întâmplat să deschizi un sertar, să vezi acum niște bani, să te tentezi să iei? Nu. Da, geanta lui mama? Nu, da. Da, tăi că tu când își pune pantaloni în piel, la căutată mă, uite, la asta nu m-am gândit. La urmă, uite, la asta nu m-am gândit. I-am dat idei, știi? Bineînțeles. Dar vezi că le dai idei, așa și cu asta poți să le dai idei. Orice, trebuie să fii foarte atent. Haideți să vă zic mai departe. Și am vorbit, avem și două, trei articole în care vorbim de felul în care sexualitatea umană ar trebui percepută în Biserica Ortodoxă. Deci astăzi sexualitatea e promovată așa ca pe un bun comun, așa ca pe un bun accesibil tuturor, ca pe o plăcere pe care trebuie să aibă oricine, oricând, oriunde, în orice condiții, fără început, ca pe o ciocolată bună pe care poți chiar să și bolnavi, chiar și bolnavi, chiar și bolnavi, banalizație. Și bătrânii, există multe vreodată, da, da. Dacă vreți să observați chestia asta, puteți să... Noi am analizat în carte, nu e zile de care pentru că suntem în biserică, dar am analizat fenomenul pornografiei și o să vedeți acolo, sunt lucruri atât, atât de grave, încât puteți observa cât de mult a căzut firea umană, cât de mult s-a înjosit omul și cum apar în astfel de filme copii, bătrâni... Babe. Da, efectiv, chiar numesc acolo și zic că tatăl face cu
fiica și atunci sunt lucruri care... Bine, nu sunt tată și fiică, dar ei promovează chestia asta în titlul filmului sau... Să zicem că doar un bătrân sau o persoană bătrână și unul mai o fiică, mai, o fată mai tânără, dar... În felul ăsta promovează... Sunt cazuri de abuzuri amintici, avem chiar și știute, puse pe, date pe post, uite, a abuzat de fiică, dar nu știu ce putere, deci sunt în cazuri reale. Corect. Dar ei, ceea ce e rău, nu e că în aceste cazuri, știam că există, dar să le promovezi public și să le dai ca modalitate de divertisment, e foarte grav, în sensul că e ca și cum le-ai arătat că, bă, până la urmă, dacă filmele astea sunt publice și nu le închide nimeni, înseamnă că sunt morale. Și dacă sunt morale, înseamnă că putem face și noi, nu? Că altfel le închideau. Că, uite, de exemplu, nu mă lasă să mă duc să cumpăr droguri. Păi înseamnă că drogurile sunt morale, dar asta nu e mod. Și atunci, de asta am zis noi că pornografia e demonizarea totală a sufletului, pentru că promovează efectul. O seară, parcă a închis asta, a dat lege și a închis site-urile. Cu site-urile pornografice? Da, toate le-a închis, da. La o singură seară. Ce să vă zic, sunt... Bine, și deci... la islamice, de la nouă, băie. Da, ei nu. Nu, că ți-a găbit imediat. Nu că ți-a găbit, o mără buchetă. Da. Deci, islamiștii sunt mai creștini ca noi? Da. La un moment dat. În realitate, e mult mai moral. Mult mai moral. Asta este marea problema noastră, că noi că și ne-am considerăm un continent creștin. Suntem imoral. Realitatea este că suntem mai păgâni decât popoarele păgâne. Da. Da. Legat de sexualitate, suntem mai prejos decât animalele. Dumnezeu să aleagă să mântuiască mai repede, în ghilimele, în ghilimele fiind apostiv, nu știu ce așa spun acum, să mântuiască mai repede un animal decât un om. Pentru că animalul folosește sexualitatea pentru reproducere. Noi folosim sexualitatea decât doar și doar pentru plăcere, plăcere trupească de moment. Aici este problema unde totul pleacă de la ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel. Oare nu vă aduceți, oare nu vă amintiți? Ce spunea ceva de genul așa? Desfrânații nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nici mă foarte important. Ca să dacă am o relație intimă cu cineva, mâine cu altcineva, poimâine cu altcineva, ajung la un moment dat să nu mai primeze linia aceasta afectivă, a iubi din suflet. Și doar dependența asta partener de sex. Senzorială, eros. Aici este marea greșeală și marea problemă, că deja legătura intimă, neînsoțită de legătură sufletească și doar o legătură intimă este decât satisfacția unei plăceri, punct. Fitness. Punct. Nimic altceva mai mult. Deci, nici animalele nu fac treaba asta, pentru că noi o numim acum necesitate biologică. Asta se întâmplă în momentul în care omul, ajuns la maturitatea lui sexuală, nu se căsătorește la vremea cuvenită. Da. O lălăim până la 30 de ani, până să ne căsătorim. Nu putem minți, nu putem să închidem ochii că pornirea aceasta trupească este, pentru că trăim într-o lume în care totul, duce către sexualizare, totul duce către orice. Orice reclamă, vedeți, este vorba de femeie. Femeia este un produs care se vinde foarte ieftin. Nimic nu se vinde fără o femeie frumoasă lângă. Nu contează ce e. Mașina. Contează și mașina. Ciocolată. Orice. Trebuie să fie o femeie lângă. Aici este problema că fata aia care își face poză lângă, e creștină. Nu contează că ortodoxă, romană, catolică sau ce. E creștină. Da? Nu se găsește un musulman că pun de coltă până la... Doamne ferește! Da, pentru că aia avea un glonț de kalașnicov direct în creier. Nu, la noi, săr, iau, de creștinea noastră. La un moment dat, țin minte că era o emisiune, Dumnezeu să fie părintele Petre David, la o televiziune a făcut o emisiune cu prostituate. A fost însu invitat și vreo două prostituate... Și era exact legătura, legătura între bărbați și femeie, legătură tainică, pentru că în momentul acela intim, ce se face? Se creează un om. Adică omul devine creator împreună cu Dumnezeu. În momentul intim, poate să apară un trup. Poate să apară, de fapt, viață, iar omul pune trupul, iar Dumnezeu, în același moment, pune sufletul. Noi aici l-am spus pe Dumnezeu în această legătură, pentru că nu ne gândim la nașterea de porci. Și la un moment dat, țin minte că realizatorul emisiunii
cum era părintele Dumnezeu să iertă foarte... Zice, da, la parte de reșifran, zice, păi părinte, da, nu sunt fiicele duhovnicești ale bisericii dumneavoastră, nu sunt oile dumneavoastră. Și Romana, da, sunt oile noastre, dar le tunde altcineva. Foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos. Le tunde altcineva. Dacă vă aduceți aminte, părinții noștri, bunicii noștri, nu se cunoșteau atât de mult, nu se probau în ghilimele, în căsătoriile acestea de probă, cum le numim noi. Se cunoșteau, într-o lună, maxim două, se căsătoreau, iar rata de divorțurilor era infimă. Acum, în zilele noastre, cu căsătorile astea de probă, ne probăm până când s-a de praful, când ne căsătorim decât de gura lumii, dar divorțurile sunt la fel de multe, poate chiar mai multe decât căsătorii. Chiar vorbeam cu părintele sâmbătă, că dacă ar exista o slujbă de divorț, duhovnicesc, am avea mai multe de-astea dezlegări de cununii decât unii de cununii, adică decât cununii adevărate, în adevărul sens al cuvântului. Pentru că între tineri a dispărut în lumea aceasta, de fapt a noastră, a dispărut un termen foarte important. Respect. Nu ne respectăm unul pe celălalt. Și dacă nu există respect, nu există iubire, nu poate să se numească familie. Gândiți-vă că părinții noștri, bunicii noștri sau străbunicii noștri, vorbeau între noi cu dumneata. Deci îi spunea soțului dumneata. Am cunoscut pe cineva care îi spunea soțului neionică. Neionică. Păi cum se spune? Și i-am zis de când ne-am căsătorit. Și au avut copii și s-au iubit, s-au respectat. Acum, nu spun să facem nici că atunci să vorbim la cu dumneavoastră, cu soție și cu ce. Dar nici să stăm să ne înjurăm. Trebuie să ne gândim că la comunie venim cum? Mireasa vine îmbrăcată în alb. Nu, sincer, mi se pare de cel mai mult penibil să mai fii îmbrăcat în alb cu copilul de mână. Măi, haina cea albă nu mai contează, roche de mireasă, nu știu fi, da? Albul acela, exact asta și simbolizează, asta arată. Curățenia, curătatea, fecioria. Ce feciorie să ai atunci când vii cu copilul de mână? Ce model să ai pe copilul al tău în momentul în care te vede când tu ești mama, când mama e mireasă? Am participat la căsătoria propriei mame. Păi eu ce să-i mai zic? Când copilașul la 13 ani, 14 ani și începe viața sexuală și eu ca mamă să-i spun mama, nu e bine. Știi ce spune copilul? Păi tu vorbești? Păi să-mi dai exemplu? Nu e ce exemplu să-mi dai. Vedeți că trăim într-o lume cu foarte mulți stimuli, mai ales sexuali, în orice. E foarte, foarte greu să păstrezi fecioria, însă aceasta este darul primit de la Dumnezeu, dar și garanția că o familie, dacă se păstrează curată și în timpul căsătoriei, adică noi a razma și în stânga și în dreapta, poate să ajungă la mântuire, se poate mântui. De fapt, noi pentru asta vorbim. Noi nu vorbim despre feciorie, că țineți-vă așa, țineți-vă că e bine să fiți fecioare. De ce? Da, că așa e bine. Nu. Spun că fecioria aceasta și pentru bărbat și pentru femeie, fecioria aceasta, dacă cei doi sunt feciori și se căsătoresc, să știți că nu mă trupesc, ci în mod spiritual. Cei doi încă sunt feciori în mintea lui Dumnezeu. Pentru că după unire, relația între bărbat și femeie este binecuvântare. Nu este păcat. Și femeia care naște și care se jertfește familiei și casei, aceea este considerată duhovnicește ca fecioară pentru că a avut singurul bărbat cu binecuvântare de la Dumnezeu. Cu scopul de naștere de prunci. Pentru că facem lucrul ăsta. De aceea spuneam și facem un copil maxim 2, dar niciodată 3 sau 4. De ce? Ne-i frică de copii? Niciodată. Niciodată să nu existe cel puțin un copil. Minim 2 sau chiar 3 copii. Părintele Arsenie Boca spune că este bine pentru sănătatea femeii să nască 3-4 copii. Ce scuze? Mulțumim.
să vă zic și eu câteva lucruri legate de ceea ce a spus și părintele. Nu știu dacă știți de unde a pornit toată nebunia asta cu atacul ăsta de sexualitate pe care îl... atacul mediatic de sexualitate pe care îl primim în fiecare zi. Adică pe stradă, pe tot unde întorci capul, numai imagini sexuale. La un moment dat, în anul 1960, a apărut pilula contraceptivă, disponibilă în masă, adică disponibilă producție în masă și putea fi cumpărată de oricine, de la farmacie. Asta însemna că dacă un bărbat, să zicem, un băiat, era atras de o fată, nu mai trebuia să mai căsătorească cu ea ca să poată să ai relații intime cu ea, și putea să folosească acea pilulă contraceptivă ca să ferească de sarcină, pentru că asta făcea pilulă contraceptivă. Îi ferea de sarcină, în ghilimele, îi ferea. Sarcina nu e un risc, dar pentru cei care văd greșit lucrurile, e un risc, e binecuvântare. Și... problema este următoarea. Peste 90% din pilulele contraceptive sunt pilulele abortive. Țineți minte lucrul ăsta. Pentru că sufletul apare în momentul fecundării ovulului de spermatozoid. Însă, pilula contraceptivă, multe, foarte, foarte multe din pilulele contraceptive nu fac altceva decât împiedică fixarea ovulului, nu fecundarea lui. Exact. Deci, foarte multe dintre ele fac lucrul ăsta. Chiar am citit o carte foarte interesantă care explica cum se întâmplă și ce se întâmplă. Bine, toți termenii de medicină pe care foarte puțin am auzit din ele. Dar realitatea asta a fost peste 90% din pilule contraceptive, nu sunt contraceptive, ci sunt abortive. Așa, și deci, odată cu apariția pilulei contraceptive, a scăzut numărul de tineri care se căsătoresc. De ce? Pentru că era mai ușor să te folosești de pilulă, să te simți bine, 1, 2, 3, 4, și după aceea te despărțeai și încercai cu altceva. Și atunci au apărut alte probleme. Pilula contraceptivă a schimbat raportul între bărbați și femei, pentru că în viața de familie, femeia, văzând că bărbatul avea puterea asta de a decide când și cum să facă copii, nu, când și cum să o ia, pentru că înainte lucrurile erau clare, se plăceau și foarte multe se căsătoreau. Ei, acum cu pilula contraceptivă puteai să ai 3, 4, 5, 6 parteneri până să se căsătorească. Odată intrat în viața de familie și femeia încerca să se răzbune pe chestia asta și ce făcea? Avea controlul nașterii doar. Și spunea, putea și ea să zică când să nască copil și când să nu nască. Nu mai era totul de la sine. Și atunci s-a schimbat puțin raportul între bărbați și femei și au apărut anumite conflicte acolo. Odată cu apariția pilulei contraceptive, a crescut numărul adulterelor. De ce? Pentru că puteai să ții și el soțul sau soția fără să lași urme. Și atunci crescând numărul adulterilor, a crescut numărul divorțurilor. Crescând numărul divorțurilor, au crescut numărul oamenilor cu multe probleme. Adică copiii rămași pe stradă, cu educație precară, cu tot felul de situații de astea grave. Bun. Odată cu apariția pilulei contraceptive, a scăzut numărul de copii pe fiecare familie. Înainte, dacă făceau 5, 6, 7, au început să facă de 2, 3 sau 4. Și uite așa, simplu, apariția pilulei contraceptive a schimbat radical omenirea. Mă credeți? Deci, studiați chestia asta. O singură pastilă a schimbat omenirea de la A la Z. Și gândiți-vă ce înseamnă pilulă contraceptivă împotriva concepției. Păi concepție ce înseamnă? A fi conceput un copil. Concepția ce e? Un act firesc care vine dintr-o relație a unui bărbat și cu o femeie. Așa lăsa Dumnezeu lucrurile. Așa urmează. După relația asta urmează un copil. Așa le-a gândit Dumnezeu de la începutul creației. Bun, în momentul în care tu zici, băi, nu-i bine așa. Dumnezeu nu a venit bine. Și intervii acolo. Când te opui împotriva concepției, te opui împotriva felului în care Dumnezeu a gândit lumea. Te pui împotriva lui Dumnezeu, efectiv. Și tu, Doamne, n-ai văzut bine tu pe chestia asta. Noi trebuie să alegem când și cum. Și atunci când stai împotriva lui Dumnezeu, lucrurile nu ies bine. Cu siguranță, nici pentru familie, nici pentru un soț sau celălalt, nici pentru copii, nici pentru întreaga societate. deci să nu vă gândiți că
odată intrați în viața de familie, chiar dacă v-ați păstrat fecioria, după aceea lucrurile se termină, începe o altă mare luptă. Care? Aceea de a, de a te lăsa în mâna lui Dumnezeu. Păi dacă, dacă tu, să spunem, ai avut câțiva parteneri de căsătorie și, să spunem, chiar dacă ți-ai cerut iertare de a apropia de Dumnezeu, o să ai luptă mare în viața de familie după unul, doi copii. Că atunci o să-ți fie foarte frică că o să apară al treilea și zici, băi, să folosim sau să nu folosim. Nu o să reziști simulilor și atunci o să fii foarte ispitit de asta. Și apar mai probleme, nu mai poți să primești Sfânta Părtășanie sau tot felul de lucruri care degenerează de aici. Te depărtează de Dumnezeu și apar foarte multe probleme. Bun. Gândiți-vă că perioada contraceptivă a pornit revoluția sexuală în toată lumea asta. Ce înseamnă revoluție sexuală? Înseamnă că putea să facă oricine ce vrea, oricum, oriunde. A apărut filmele astea pornografice, care există datorită, din cauza, nu există niciun beneficiu, dar din cauza pilulei contraceptive. Pilula contraceptivă face posibil ca acei oameni să întâlnească într-un film, să aibă relații intime și să nu apară un copil. Că dacă ar apărea copii din astfel de nebunii, n-ar mai face nimeni. Și atunci, gândiți-vă cum s-au pervertit din ce în ce mai mult lucrurile. Cum au început să apară tot felul de femei goale prin tot în mass media, în presă, în publicitate, la televizor, oriunde, oriunde. Și atunci, această revoluție sexuală a schimbat efectiv felul în care noi vedem sexualitatea. Nu mai vedem bine. Nu noi, suntem stricați, efectiv suntem stricați. Bun. Tot pilula contraceptivă face ca tinerii să căsătorească târziu. Cum a zis părintele, după 30 de ani sau de la 30 în sus. De ce? Pentru că nu trebuie să te căsătorești ca să faci sex. Păi uite, da. Și economic, pentru noi în Europa este foarte profitabil să nu te căsătorești. Foarte profitabil. Pentru că, așa cum sunteți singuri, nu aveți nevoie de salarii mari. Munciți peste program. Multinaționalele aleg foarte mult să angajeze tineri necăsătoriți. Necăsătoriți. Pentru că în momentul care e necăsătorit, clar, stai la mama, stai la tata, tot ceea ce înseamnă facturile plătește mama și tata, tu ai nevoie de niște bani pentru distracție. De cele mai multe ori. Și atunci, poate să dea un salariu mic, mințindu-te cu ideea de trebuie să fac o carieră, trebuie să promovezi, trebuie să... Asta e altă ispită foarte mare. Am, trebuie să fac o carieră. Nu vreau o carieră, să ne spui ce să fac cariera aia. Că mâine cu mine, în societatea de astăzi, pot să zic că Gheorghe, da, de mâine, la revedere. Și cum? Eu care am ridicat-o, ieși, ieși, la revedere, gata. Păi da, dar am făcut o carieră. Ieși, gata, are eu cariera ta. Păi da, dar anii mei. Mulțumim frumos, te-am plătit, după ce muncim, la revedere. În momentul în care tu nu ești căsătorit, nu ai copii, nu ai nimic, te interesează de banii pentru tine, pentru îmbrăcăminte, pentru plecări sau pentru anumite lucruri pe care vrei tu să ți le cumperi, să plătești data eventual, poate la o mașină sau ceva. În momentul în care ești căsătorit și te angajezi, peste 80% din multinaționale te întreabă dacă vrei să mai faci un copil. Dacă nu mergi. Asta s-a întâmplat soției mele și a fost nevoită să mintă. De fapt, ideea e că era deja însărcinată și când a fost să se angajeze, zice, mai vreți să mai faceți copii? A, nu. Deci eu știu că vreau să fac copii. Și nu mă înțeleg cu bărbat. Deci că tu ești vina pe mine și gata. Dar ca idee. Deci prima. Și a doua, în momentul în care ești căsătorit, devii responsabil atât pentru tine, dar mai ales pentru copiii pe care ai. Și nu mai poți să fii mințit și să ți se pună praful în ochi ca bani. Și atunci poți să spui cât? Ce? Păi da, trebuie să stai peste program. Ce să fac? Peste ce? E vreodată, că eu am soție, soț acasă, am soție acasă, am copii, trebuie să fac mâncare, trebuie să fac curățenie, cum să mai stau peste program? Pentru ce? Păi da, dacă stai peste program, tu să dai 100 de lei la program. Și atunci este mult mai profitabil și de aia se și merge pe lucrul ăsta, să nu vă căsătoriți prea de vreme. Cam o rugăminte. V-ați înghesuit în spate, cum să obișnuiești, la cursuri, la examen, la tot ce vreți. Iar în față bate vântul la propriu și la figurat. Vă rog, cei din ultimii, Andrei, cei din spate, veniți mai în față. Hai! Cei din urmă, mai vă codiți pe acolo, prin por, prin cafas. Veniți cu curaj în față. Avem scaune, avem bănci. Haideți! Nu vine niciun. Așa, domnișoară, spargeți gheața. Nu.
sigur, dar... Vă rog, lăsați timiditatea de felul acesta de parte și poftiți cu curaj. Să știți că pe termen lung pierdem și economic dacă nu facem familie, pentru că scade natalitatea, vorbim din ce în ce mai puțin, din ce în ce mai puțină forță activă, adică oameni care muncesc și oameni care se susțină și șomaj și CAS și toate taxele din care se susține statul. Și atunci, pe termen, deci pe termen mediu, scurt și mediu, pare că o duce mai bine, că dați până multe cu salariul, nu trebuie să numai eu, nu mai am și soție și pe trei copii. Dar pe termen lung, pierd întreaga societate, așa cum v-am zis mai înainte, că cum a ieșit premierul tot și Putin și a spus minim trei copii ca să fie prea bun, ca altfel ne ducem la bani. Bun. Foarte interesant presiunile pe care le fac, pe care le fac marile companii, chiar acum în mașină, când vineam cu Cătălin, discutam de chestia asta, că... Ți-au... O Rusie este în Europeană? Nu. De ce oare? Și turcii sunt... Și nici turcii nu sunt la până. Nu, dar-și doresc. Nici ce turcii nu sunt, dar doresc. Nu prea se poate face chestia, dar nu se poate să intre Turcia în Europeană, pentru că ei nu sunt de acord cu imoralitatea ceea ce sunt în Europeană, nu sunt de acord cu legalizarea homosexualității. În momentul în care se va întâmpla asta, adopția, pentru că s-a votat în Parlamentul European în ăsta, adopția de către familii homosexuale, lesbieni homosexuali, nu mai contează ce, a copiilor, în Turcia se va întâmpla mare din orice. Așa cum știm noi pe turci, așa cum îi cunoaștem noi pe asta mai moral decât noi ăștia creștini. O spune Sfântul Nicolae Velimirovici, o zice că păgânii se uită la noi, la Europa creștină, și nu mai văd în noi pe acel om înalt, cum era creștinul dinainte. Nu mai. S-a dus. Suntem mai căzuți decât de animale. De în vertical. Și atunci, de asta... Și zice Sfântul Nicolae că dacă s-ar fi propovăduit de Evanghelia în țările făgării, cum e China, Japonia, ar fi ajuns mult mai departe decât suntem noi azi, care am căzut așa de mult. Europa, se referă. Europa a căzut. Europa creștină, botezată și... A ajuns cum? De când putem da drumul la întrebări? Că multe vor veni timide, pe cale scrise. Și atunci da. Să le putem... Da. Deci putem da drumul la întrebări. Despre asta discutam. Ca la emisiuni. Pornit joc, un joc, așa că putem începe... Puteți începe să puneți întrebări. Cine are curajul și dorește să o pună oral, verbal, în picioare, foarte bine. Cine nu poate să o facă pe cale scrisă. Știu că de multe ori se adoptă formula. Tot pilula contraceptivă e cea care îi face pe tineri să căsătorească mai târziu, ajung, nu neapărat să căsătorească mai târziu, să nu-și dorească să se căsătorească de vreme și ce se întâmplă? Ajung să aibă câțiva parteneri, trece viața și pe la 30 de ani îți dau seama că nu mai e așa ușor să-ți găsești pe cineva ca înainte, pentru că nu mai e atâți așa mulți prieteni, nu e fac servici, 2, 3, 5, noutatea nu prea mai apare ca înainte. Și atunci încep să, oricum, cu cât trece viața, cu trec ani și din ce în ce mai pretențios, ai mai multe prejudecăți, ai o altă experiență și vrei din ce în ce mai mult de la celălalt sau celălalt la tine. Și cu cât trece timpul, cu atâta observ că foarte puțin tineri se căsătoresc. Deci, cu cât se îndeamnă să lucrează 30, se căsătoresc din ce în ce mai puțin. Și atunci ne păcălim pe noi și ne-am vizitat la tinerii de până la 20 și după aia vrem să ne căsătorim până la 30 sau de la 25 la 30, dar nu ne mai iese. Sau ajungem să facem copii la 31, 32, 33, 35, primul copil mă refer. Și păi, dacă faci un copil la 35 de ani, tu la 50 de ani ai să ai un copil în clasa a 9 sau a 10. Păi mama, 10. Mama la 50 de ani avea nepoțică de 2 ani. Nu mai zic că la fel, sunt bunicii noștri la fel, adică sunt femei care au strănepoți și se joacă cu ei strănepoți de 7-8 ani, nu așa. Avem acolo deja o întrebare. Da, mai înainte vorbeam de Kalashnikov și mai departe, adică normal că se păstrează ordinea atunci când ai pușca la cap. Mi se pare că este multe din țările care ne au genul totalitar. Știi ce face, știi care e legea musulmanilor în familie? Când femeia ajunge să fie însărcinată, este lege. Musulmanul are datoria, obligație să citească în fiecare zi o oră din Coran în fața femeii, a femeia să stea pe scaun. Nu pentru femeie, ci pentru copilul care este în pântecele femeii. Ați înțeles? Câți oare între bărbați citesc cu rugăciune, un acatist.
pentru copilul care se va naște. Deci în fiecare zi, timp de 9 luni, citesc din Coran o oră copilului din pântece. Să știi că lucrurile s-au diferit în Turcia. Turcii nu sunt niște musulmani asemenea celor din Iran sau Irak. Ei diferă pentru că sunt mult mai deschiși. În Turcia n-ai să găsești pe mine acoperite. Foarte rar, unul lasă mai puțin. Sunt foarte deschise. Și atunci e foarte ușor să observi că, uite, pot fi moral și fără să fie în nebunia în care o trăim noi așa. Este așa numită aripă mortală. La ora de rugăciune, s-o oprește mașina în mijloc. Acolo nu face nimeni cu cala și cu bun. Aici este vorba de legea morală din sufletul lor, direct. Le-am spus-o așa ca pe un lucru, pentru că ar fi, vreau să spun, am vrut să puntez că vor fi blamați în toată societatea. Pentru cel care va face așa ceva, să are nimeni nu se trăie și nu contează că e la turc sau e în altă parte. Că e în altă parte, pune mâna pe cușcă, cum s-am spus, dar, în alt, dar dacă e în Turcia sau în altă țară, chiar dacă este un pic pus mai deschisă, să știți că dezaprobarea e totală. Bună ziua, numele meu este Alexandru, sunt student în anul 4 la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și am să mă opresc, deși am foarte multe idei, asupra trei aspecte. În primul rând, aș vrea să aduc în discuție aici, pentru că o să fie cu siguranță foarte mulți părinți și poate sunt deja părinți în sală, aș vrea să aduc în discuție alimentația. Eu fac stagii și la Spitalul Funden, am făcut și la Sfântul Ioan și am putut observa că persoanele trecute de 60-70 de ani, deci am amintesc că prima menstruație a fost undeva la 14-15 ani. În prezent, tinerile încep să aibă pubertatea de la 90 ani. Este așa numită pubertate precoce. Și am stat puțin și m-am gândit. Și prietena s-a gândit pe acest aspect, pentru că este pasionată de alimentație. Și a descoperit faptul că postul este binevenit. Carnea de orice fel ar fi el, conține și hormoni, atât hormonii de origine animală, cât și hormoni adăugați. Știm foarte bine, se administrează și antibiotice și hormoni de creștere și așa mai departe. Iar postul pentru tineri, ca să se mențină curați și să nu cadă în patima păcatului, este foarte binevenit. Cei care recomandat este ca să mănânce cel mult de două ori pe săptămână carne, nu mai mult. Iar miercurea și vinerea nu degeaba trebuie ținut post. Deci alimentația este foarte importantă în ceea ce privește stăpânirea trupului nostru. Este foarte bine să cunoaștem acest lucru. În al doilea rând, mie îmi place foarte mult cifra 3 și o să spun câteva lucruri perfect adevărate din statistice legate de faptul că nașterea de prunci este sănătoasă pentru mame. Nu numai nașterea, ci și alăptarea scade de 3 ori riscul de cancer la sân. Pe de altă parte, la polul opus, atât avortul cât și contraceptivele cresc de 3 ori riscul de cancer la sân și asta tocmai din cauza dereglajului hormonal care se întâmplă în organismul mamei atunci când ea deja a rămas gravidă și există un buseu de joc hormonal, estrogen, progesteron și la un moment dat brusc nu mai are sarcina în propriul organism, sânii se dezvoltau în momentul respectiv și dintr-o dată această scădere bruscă a hormonilor se dispune către cancer la sân și nu numai. Contraceptivele și avorturile repetate pentru cancerul de col uterin cresc tot de 3 ori, această cifră magică 3. Și da, aș dori să completez și să rețineți acest lucru, contraceptivele de pe piață sunt mai mult avortonice, cum a spus părintele. Iar cele care spun pe etichetă că peste 90, chiar 99% siguranță, ce fac? Încearcă să împiedice fecundarea, adică legarea spermatozoizilor de către ovul, dar chiar dacă s-a produs această fecundare, adică ovul este fecundat și coboară din trompele uterine în uter, așa cum a spus și părintele, împiedică printr-un puseu hormonal legarea acestuia de peretele uterului, nidarea se numește acest proces, și formarea de vase de sânge ca să se hrănească. Și atunci nu se mai hrănește, rămâne stagnat în evoluție, rămâne acea formă și la un moment dat este eliminat din organismul femeii. Eu vă mulțumesc, acestea au fost lucrurile de care... Mulțumim!
aportăm părățeștii. Și l-ați povedit, zici? Ai făcut un avort? Nu. E un loc onorat. Și a trăgit, țin-o minte. Cred că în cartea din care am citit este Darul Sacru al Vieții, scrisă de John Rec. Parte. Parte. Ceea ce am citit. Mai este o carte foarte interesantă, este Prețul Iubirii și are referire mare la ce a spus. Avem deja două întrebări. Vă rog. Cum poți convinge un bărbat, un băiat, să te aștepte până la căsătorie? Nu trebuie să-l convingi. Adică lucrurile depinde la sine. Și dacă vă referați aici la faptul că... Dacă nu vine de la sine, încerci cu altcineva. Da. Bine, astea sunt întrebări care trebuie... Fiți atenți. Bărbatul care caută prin prietenie relație sexuală, ăla nu te iubește cu adevărat. Asta e lege. Asta e lege. Deci, bărbatul care nu știe decât să te, în ghilimele, folosești și termenul ăștia, să te aburească, să te amețească, da? Nu vor, nu vor decât să te aibă și la revedere. Pentru că nu poate să fie dragoste fără respect. În momentul în care te iubesc, te și respect. Îți respect dorința. Dorința ta. Nu. După căsătorie. Un bărbat care te-ar iubi, ar aprecia lucrurile. Unul care nu te iubește adevărat, știi? Nu știe cum să te postească. Țineți minte lucrul ăsta. Asta este testul pentru orice bărbat. Mă iubești? Da? Bun. Vreau să devii responsabil. Și să mă și respecti. Și într-un moment acesta să și probează. Ce înseamnă, să fii responsabil? Din băiat să devii bărbat. Adică din băiat să devii bărbat căsătorit, în stare să devii tată, să te fii soț, să fii responsabil pentru o familie întreagă. La Părintele Nicolae Tănase, trebuie să-ți aia doi copii adoptați. Cum? Doi copii adoptați. La Părintele Nicolae Tănase, trebuie să-ți aia doi copii și apoi să vezi cine te iubește, te ia primul. Acesta era un test propus de Părintele Tănase și anume să-i arăți viitorului soț, înainte să ia cei doi soți, actele pentru adopție și să-i spui, eu deja am un copil pe care am pus ochii și vreau să-l adopt. Mă iei cu un copil adoptat sau nu mă iei? Și asta este... E destul de greu. Ai și eu. Spune în experiența mea. Te bărbat cu de vreme. Este mare diferență în a fi soț și soție singur și după aceea a deveni soț, soție și copil. De ce? Pentru că bărbatul până la primul copil e un pic plus cam răsfățat. În momentul în care apare copilul, bărbatul un picuț mai la, hai, treci la muncă, nu mai stai, ce mai faci? Și un picuț va trebui să ai mai multă grijă de copil decât de bărbat. Ca să pleci de la început, căsătoria cu un copil deja adoptat înseamnă că tu, ca femeie, trebuie să fii, să ai experiență în a crește un copil. În primul rând, propriul copil. Și după aceea, un copil, doi copii, cinci copii adoptați, este foarte bine. Familia se înțelegește și dragostea și respectul meu pentru cei care adoptă copil este mai mare decât pentru cei care îl și fac al lor. Pentru că pentru copilul pe care tu l-adopți trebuie să-l iubești ca și cum l-ai născut tu, ca și cum este al tău. Ceea ce este foarte greu pentru un om. Și admir pentru cei care au curajul să și adopte. Un lucru extraordinar. Să dăruiești dragoste pentru copil care nu e al tău, dar să-l iubești la fel ca și cum ar fi fost născut și purtat în pântece de tine timp de 9 luni. Ca și cum ar fi trut din trupul tău, sânge din sângele tău. Să știți că să percep câteva mărturii ale unor fete care spun chestia asta, nu vă lăsați înșelați de veșnica vorbă că dacă mă iubești, faci dragoste cu mine. Nu. Majoritatea fetelor care au trăit chestia asta știu că au fost părăsite la scurt timp. Mai bine invers. Dacă mă iubești, da? Respectă-mă. Și dragoste fără respect nu există. Nu există. Părinții noștri, în primul rând, s-au respectat și după aceea s-au iubit. S-au iubit și s-au respectat în proporție de 50%-50%. Nu există dragoste fără respect. Dacă există dragoste fără respect, acolo e bătaie, cu acum te iubesc, cu acum te bat, acum te calc pe picioare, cu te omor. Adică e așa o chestie de genul, pentru că noi să respectăm.
Uitați, una din fete chiar spune foarte frumos. De titlurile mărturiilor sunt niște sintagme așa din text ca să atragă. Zice că fecioria, un alt mod de iubire pentru cel care îți va deveni soț. Apropo de respect și de... Așa. O altă întrebare. Dacă fata nu mai este fecioară și hotărăște să nu mai aibă relații intime cu viitorul partener, cum va fi percepută de viitorul partener? Dacă fata nu este fecioară și hotărăște să nu mai așa, cum va fi percepută? Păi, cum va fi percepută? Domnul Virgil Gheorghe spunea o chestie foarte interesantă și, într-adevăr, și statisticile arată asta, că prima cădere e foarte importantă. Importantă în sensul că e decisivă, că după ce ai căzut prima oară, după aia zici, băi, oricum am făcut-o odată, că o fac de două ori tot aia. Și atunci zici, băi, mă, am de două ori, o fac de trei ori tot aia. Și atunci te dă rămân, pentru că nu mai ești nici în postura să zici că sunt fecioară, nici în postura cealaltă. Dar biserica e cea care poate să ne ajute și Mântuitorul Hristos. Adică Petre care vine în biserică poate să recupereze și fecioria asta și felul ăsta de a fi curat. Și atunci se poate întâlnea foarte bine într-o relație sănătoasă cu aproapele și cu Dumnezeu. Și asta poate să o ajute. Deci cum o să perceapă partenerul? O să perceapă ca o persoană care s-a schimbat, vrea să trăiască curat și frumos. Dacă vrea să fie alături, să fie alături. Dacă nu, nu. Am greșit. Vreau să mă îndrept. M-am îndreptat. Lasă-mă așa. Ajută-mă să continui așa. Am greșit. A greșit, ați recunoaște greșeala, în primul rând, și a te îndrepta și spală foarte mult din gravitatea păcatului. Asta înseamnă că dacă am făcut o dată și după aceea, păi acum ala, păi hai și cu tine, hai și cu oralt, și păi câți ani? Păi vreo 20. Da? Păi acum dacă au fost 20, la 21 la ce mai are? Hai și 21, hai și 30, hai și 50, păi ce facem? Am greșit? Da, și ce fac? Dacă am greșit, asta e, acum continuu. Nu. Am greșit, îmi pare rău și vreau să mă îndrept. Asta înseamnă spovedanie adevărată, nu? Bun. Hai să mă îndrept. Dacă el vine și spune că da, dar cu ăla de ce ai făcut și cum ai îndurit să o faci? Pentru că a fost o prostie ceea ce am făcut atunci. Și nu vreau să împac din nou această prostie și cu tine. Am făcut o prostie, am greșit, mi-am dat seama, regret, îmi pare rău. Și pentru că vreau să mă îndrept, mă îndrept așa. Vrei să mă respecti așa cum sunt? Înseamnă că ești omul potrivit. Nu vrei să mă respecti? Înseamnă că nu căutăm amândoi aceeași valoare în această relație. Fiecare își caută valorile în felul lor. Am mers cu botezul, ne-am povestit tuturor tinerilor la biserică, aici în Sfântul Sfânt, la Cateheta. Am mers cu botezul și un tinerel foarte frumușel, înăltuț, drăguț, stăteam de vorbă cu el și la un moment dat zic, păi, prietena aia ești, da, prietena aia. Bun, și nu vrei să te căsătorești ceva? Câți ani? Nu, zic, câți ani? 35. Și nu vrei să te căsătorești sau nu faceți unda? E, părinte, aș vrea să mai copilăresc. La 35 de ani, aș vrea să mai copilăresc. Am plecat de acolo, nu puteam să râd, să... Mi-a zis, clar, dacă băiatul, așa mi-a răspuns că la 35 de ani vrea să mai copilărească, ok, bun, n-are rău să mai discurs, mai mult. Dacă tu până la 35 de ani n-ai înțeles nimic, eu nu mă refer la cei care nu au găsit, nu și-au găsit partenerul ăsta, nu și-au găsit alesul vieții lor până la acea vârstă, ci mă refer la cei care și-au găsit, dar... Relatarea unui băiat în glumă, dar se pare că în sufletul lui asta era mentalitatea. Dar de ce, mă, stai cu fata asta atât de mult și faci să spere că într-o bună zi te vei căsători cu ea? Dar tu te văd din ochi că nu prea... Părinte, da, nu stau așa cu ea, că nu am nicio... Dacă sunt căsătorit după aia, am totuși oarecare responsabilități, obligații și nu, nu, dar... Și da, mă, zic, ce se întâmplă? Dacă mâine, păi mine nu o să-ți mai placă, ce faci? Părinte, o dau la proiectura, da. Asta e mentalitatea unui bărbat vis-a-vis de relația femeie, unde se implică și unde se investește încredere, da? Și se numește acea căsătorie de probă. Pe asta mai e probă? La ce? Vedeți că noi spunem că e bine să ai așa o relație, să te cunoști, să trăim împreună, să ne mutăm împreună, ca să vedem, nu care cumva să facem o greșeală mai târziu. Păi deja tu ai plecat pe o greșeală. Deja plecarea e greșită. Dacă plecarea e greșită,
Dacă fundația la casă te zgârcești la fier și la beton, o să pui pe ea 7 etaje, îți cade direct în casă. Așa se întâmplă și coordinația. Toate astea se întâmplă, părinte, dacă îmi permite, de neștiință. Și aborturile și relațiile înainte de căsătorie, pentru că agresivitatea cu care se promovează ideea că nu se întâmplă nimic, se desfășoară pe toate planurile. Una la una, a doua, nu știu, din școli, se pare că s-a spus de religie, nu știu exact. Deocamdată. Ori foarte puțin, foarte puțini copii, cer scuze că vă numesc copii, dar spre niște tine frumoși și plândiți. Vreau să spun că acești oameni tine, care au posibilități de a întâlnea o familie, nu au încă suportul material, mă refer la cărți, la informații, ca să poată să pună în contrabalanță 50 de ani de comunism care au promovat cu totul și cu totul altceva, cu totul și cu totul libertatea asta, ca să zicem sexuală. Eu așa atunci niște oprilici, dar nu așa de evident. Și atunci, normal că nu se știe, din neștiință faci și abort, din neștiință faci și înainte, ai și întreții și relații sexuale, din neștiință mergi în continuare pe promovarea relațiilor extraconjugale. Pentru că numai citind și numai învățând, pe vremea mea, eu mereu spun tuturor și chiar cu oarecare regret așa, că pe vremea mea în școală se preda socialismul științific și pe la mine am însușit cum am putut. După aceea am descoperit și târziu am descoperit ortodoxia și cu toate, nu știu, cu toate minunățile pe care le-am citit. Pentru că este o filosofie aplicată, este o filosofie vie, așa am perceput destul de încoace la bătrâneță. Care, deci nu este o filozofie care trăiește numai în cărți. Și asta e greu, pentru că ei n-au posibilitatea, puține biserici am văzut cu așa un stand de cărți, cum am văzut aici, adică să promoveze, iar pe posturile de televiziune, ce să mai spun? Numai după ora 12 noaptea se promovează un duhovnic sau ceva. Parcă ar fi interzisă, nu știu, dar nu înțeleg. Sunt în același timp cu aluca pată, sau mă, cu cine era când vă fiți. Deci foarte târziu, de ce nu se... În fine, nu e o întrebare, scuzați, e o întrebare retorică, dar nu vreau să o pun. Deci asta am vrut să spun, că mai multă promovare, mai multă înțelegere, și asta nu vine decât din familie și trebuie să avem rătă. După 50 de ani de comunism, eu am fumat vreo 22 de ani și doctorul mi-a spus după 10 ani, după ce mă lăsase, muncă aveam secreții. Și mi-a zis, bine, cât ai fumat? 22 de ani. Și este bine de 50. Așa? Ajută. Deci, ca să... Problema pleacă din miezul familiei. Pentru că dumneavoastră aici nu puteți promova decât la un număr restrâns de persoane în biserică. Dar dacă în familie, părinții, măcar unul dintre ei, nu promovează și nu au cărți pe care să le citească și să le înțeleagă, să înțeleagă, aceasta este, mi se pare mie, esență. Că filozofia este filozofia creștină, haideți să nu zic ortodoxă, deși eu aș fi zice ortodoxă, este o filozofie vie, care trăiește, care promovează real, care promovează relațiile dintre oameni. Am așa am perceput, îmi cer scuze de aici. Sunt foarte multe case, cu ocazia vizitelor canonice pe care le fac. Nu pot să permite să întreb. Dar văd. Familii, spuneți că din familia trebuie să trece, în care tinerii s-au mutat la părinți. Cresc în desfrânare, în concubinaj, la părinți. Nu înțeleg aici care este relația la fata acasă, la băiat acasă, nu mai contează la cine. Care este mentalitatea părinților? Și dintr-o parte și dintr-o. La părinții la care se mută acești tineri, să spunem, nu la fete, zic la băieți. Da? Mă, vine fătul că aia și se duce la băiatul ăla în cameră. Ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 12 noapte. Băi, George, păi la fata aia nu e frumos să duc acasă, poate plânge mama aia după aia, poate vrea și să duc acasă. Păi, fătul, nu te supăra. Cu tot respectul. Cum te cheamă? Păi, George. La ora asta, cum trebuia să fie acasă? Păi nu, că m-am mutat la... Păi, te muți când vii cu... Și ai bă, pe deget. Ce cauți tu aici? Păi, tu acasă, mă, tăticule, hai.
Vin la mine, vă mutați la mine cu mare drag, vă primește tată, vă primește mamă, vă facem de mâncare, vă spunem și chiloții, nu-i problemă. Dar vii așa. Păi, alaltă ai fost cu aia blondă, acum ai venit la asta blondă. Păi, ce-i la mine aici? E bordel? Ce-i asta? Ce-i casa mea? Mă, așa te-am crescut? Ieși afară, hai. N-am nimic cu tine, nu știu cine ești, nu mă interesează. Dar veniți aici, pentru că este mare păcat și în casa în care se săvârșește păcat. Și sub acordul tacit al părinților, care totuși nu au fost așa, sper și cred. Adică și faptul că mă mut la mama și la tata cu prietenul meu sau cu prietena mea. Bă, tu ce cauți acum? Părinții ar trebui să văd, bă, dar tu ce-ai venit aici? Cu ce? Păi că prietena, la ora 12 noaptea. Nu mai ești prietena, deja ești colocatară, ieși afară. Nu e normal. Nu e normală relația asta, pentru că astăzi ești cu una, mâine ești cu cealaltă, după aceea mă întâlnesc cu părinții sau intru în casele lor și părinții se plâng că te au parte de asta, problemele asta, care stă aici de 5 ani, de 10 ani, dar nu vor să se căsătorească. Și eu le spun, dar de ce ai primit-o? Pentru că ai primit-o în noapte și deja ai, sunt 10 ani. Tu dacă mă primeai, acum nu poți să dai afară după 10 ani. Dar în prima noapte când a venit, puteai să-mi spui, vă strică, du-te vrei acasă, vei și nu știu ce se vă face. Vine maică ta după aia și zice că te-am sequestrat. Du-te acasă. Vii când aveți un gând serios și când deveniți responsabili. Așa, nu mă dat fără pe... Păi ce suntem aici? Și casă de toleranță, n-am nimic. Așa mi se pare normal. Așa mi se pare normalitatea. Pentru că în momentul în care toate acestea, ce noi discutăm și este în masă, din păcate, în toată țara, în toată România, mai ales în zonele urban, nu rural, și în rural, dar mai ales în urban. Da. Pentru că aici nu mai există respect. Totul ăsta se face prin închiderea ochilor a părinților. Mai. Aici este gravitatea, pentru că oamenii aceia s-au pervertit după moda aceasta. Și comunismul, cum spuneți, este adevărat, comunismul era împotriva religiei, împotriva creștinismului, dar să știți că majoritatea legilor din comunism erau preluate din credința noastră creștin-ortodoxă. Aveai voie în timpul comunismului să faci avort? Nu. Să trăiești așa în concubinare? Era mare rușine. Se întâmpla. Dacă o chintiști, ce pe vremea aceea nu exista homosexualitate? Ba da, dar nu știa nimeni. Nu era promovat, nu era ridicat la gradul de virtute. Spunem acum că este normal și în toate revistele găsiți, este normal să-ți începi viața sexuală la 14 ani. Și după aceea la televizor spune, pe curpere de minori, pușcărie. Păi voi când ați fost oameni serioși? Că nu tot voi mass media i-ați învățat pe copii ăștia și i-ați prostit. Că este normal să-ți începi viața sexuală cum vrei tu și la 15 ani și la 14 ani. Până ok, nu era asta o problemă, că și înainte se întâmplă așa ceva. Dar fata aia de 16 ani, erau deja căsătorite, măritate. Facem un copil, doi copii și uitați copanele noastre, vă arăt acum la registrul de mormântări, dar rata mortalității 50-60 de ani. La țară, femeia năștea 8, 9, 10, 12 copii, mureau 4, 5, 2, de diferite boli care erau. Ceilalți se duceau mai departe. 2, 1 sau 2 poate mureau în războaiele pe care tot erau, tot mai veneau cu ceștia pe aici până la mine, mai vizitau. Unul, poate chiar 2 se duceau la mănăstire, se călăgăreau și se rugau pentru toată familia. Și mai rămâneau în casă, în curte, încă vreo 2 copii, 3 copii care duceau neamul mai departe. Acum, mănăstirile sunt goale, pe când aport internetul adică. Ce mănăstire? Ce să mai mă retrag la mănăstire? Ai, stau acasă, pierd vremea în fața calculatorului, mă joc în infospic, FIFA și nu mai știu ce și ce să mai mă rog. La revedere, rugăciune. Suntem foarte buni la asta. Da, 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 da. Te dat după... Păi da, și eu sunt după omnic, mai aflu și eu lucrurile astea. Suntem foarte buni la dat mesaje, da? De vorbit cu fetele pe mes. Da. Dar dacă le iei de o mânuță și zici, ia, de dânsa domnișoara, ia vorbește, leagă de o cuvinte. Este în bună lume, dar concret să-ți exprim sentimentele. Vedeți că totul pleacă și noi vorbim, dar realitatea e că atunci când ieșim pe stradă, da? Fetele merg pe stradă cât mai dezbrăcate, iar băieții când văd o astfel de fată, care, ce spun?
Ce bune este. Nu așa se spune? Da? Bun. La ce s-a referit? La sufletul ei? Vedeți că bine este în ambele părți. Problema e că putem vorbi aici 6 ore, 60 de ore, nu 6 ore. Ce hotărâre luați voi? Eu, din prisma mea, sunt căsătorit, am 3 copii, slavă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mai răzește, mă bucur de ei. Vreau să vă spun că, pentru mine, din experiența mea, familia nu este o povară. Ce este poate cea mai mare binecuvântare, este singurul lucru care mă pot, în ghilimele creștinește, lăuda că am realizat și eu ceva bun în viața mea. Pot spune că sunt fericit pentru că văd fiecare copil și mă bucur de fiecare copilaș ajuns la stadiul lui de dezvoltare. Mă bucur de copilul ăla de 6 luni, că e un drag și când zâmbește, scoate din buța, deja sunt topit, dar nu, deci nu mai am. Îl văd pe celălalt la grădiniță, un pentit înstăit, vorbesc pe toată de sintetic, înstipat, când râd de mândoi. Deci n-am nicio treabă și sunt foarte fericit. Sunt fericit de cel de clasa Andreea care, cu toate nebunile astea de teste, nu știu ce, a învățat să citească. Începe să mă întrebe. Tati, apropo, spune-mi bine, ce este homosexualitatea? Și te rămâi cu curat că scade. Tati, dar de unde ai auzit-o? Păi mi-a zis un copil pe stradă homosexual. Te îndovești de așa ceva. Dar îți dau și alte explicații a unor fenomene cosmice, de rămâi cu curat că scade. Și te bucuri de el, pentru că e băiatul tău și că este mare. Și că uite, acum 7 ani și uite cât de mare s-a făcut. E o mare binecuvântare familia. Nu vă speriați să faceți acest pas. Dar faceți acest pas în mod creștinește și responsabil. Aici, asta este mesajul pe care vreau să-l transmitem. Vouă celor puțini. În realitate că dacă aș scutura puțin blocurile astea, ar cădea aici câteva mii de tineri. Nu, ei se țin bine acolo, de treaba de greu. Nici nu pot să coboare pentru că stau și acolo și n-au nevoie să spună. Dar de judecat, din margine, că biserica, ce face biserica pentru noi, este întotdeauna foarte rar. Căutați-vă familie, să vă formați familie creștin autentic, ortodoxă. Voi sunteți promotorii bisericii noastre, creștini, să știți. Dacă Hristos a suflat asupra apostolilor și a spus, luat Duhul Sfânt, cu aveți iertat, în păcate vă fi iertate, mergând, învățați toate neamurile sau tot ce spunea. Să știți că într-un oraș este foarte greu pe un preot să păstorească așa cum trebuie. În sectorul meu sunt 2500 de uși. 2500 de uși, eu n-am nici cum să... De 2500 de uși, cât timp pot să aloc eu fiecare familie în parte? Este imposibil. Câți oameni vin la biserica asta? Vin foarte mulți. Bun. Din 2500 de uși, câți oameni vin? 500. Cât la sută reprezintă? Din uși, nu din oameni. În spatele ușii s-ar putea să fie o familie, minim 2 persoane. Poate să fie 4 persoane, 2 familii. Sunt foarte bine cu ortodoxia pe hârtie. În realitate, suntem unul maxim, între 1 și 10%. Pentru voi, vă sfătuiesc. Treziți-vă și îndrăzniți. Căsătoriți-vă, dați naștere la prunci. Și așa ne mântuim. Asta este misiunea bisericii noastre. Când deschidem subiecte de genul ăsta, sunt foarte importante. Pentru că și sexualitatea face parte din viața integrată. Dar nu trebuie să mergem dezbrăcați pe stradă. Nu trebuie să ne afirmăm. Nu trebuie să fim în pas cu modă. Uniunea Europeană, prin legile pe care le dezvoltă, din păcate, foarte multe dintre ele, nu sunt creștine. N-au cum să fie creștine. Legalitatea homosexualității, legalizarea homosexualității nu are cum să fie o lege creștină. Dreptul de a avorta se avortează foarte ușor, acum nu mai ai nevoie. Asta nu este o lege creștină. Dreptul de a înfia familie homosexuale, de a înfia copii, nu este o lege creștină. N-am cum să dovedesc lucrul ăsta că este o lege creștină. Deși suntem creștini, ca și continent creștinați. Uitați-mă, am vorbit prea mult. Mai aveam întrebări. Poți să văd și eu că e întrebare? Da, întrebare. Hai, curaj! Da, nu, am toate de spuneți. Întrebare, mai ridicat, să-i spunem. Ați vorbit foarte mult la această întâlnire despre sexualitatea înainte de căsătorie.
ceea ce nu trebuie să se întâmple înainte de căsătorie. Să zicem că doi tineri, care, între care nu s-a întâmplat nimic înainte de căsătorie, se căsătoresc. Ca orice început este frumos. Precami, vin cei 2, 3, 4 copii. Relația dintre ei se mai erodează. El foarte preocupat de serviciu pentru că trebuie să țină casa, ea preocupată de copii, mai puțin atenție lui, el primul, ea primă, el pleacă prin delegații diferite excursii cu job-ul că trebuie să lucreze și cade cu tronc. Ba o domnișoară, poate o altă domnișoară și se gândește, uite, n-am făcut înainte, ce ar fi să experimentez acum? Care e întrebarea? Întrebarea este, se promovează foarte mult faptul că nu trebuie făcut înainte de căsătorie. Perfect de acord. Dar ce se întâmplă dacă, să-i spunem, lipsa de experiență, dacă putem să-i spunem așa, apare, dorințele apar după căsătorie. Am două soluții. Păcat e tot același. În primul rând că, iertare, niciodată pot vorbi liber, nu? Da. Niciodată bărbatul nu trebuie să plece flămând de acasă. Punct. La patru copii, eu zic că mai pleacă flămând. Nu. Bărbatul nici... Asta e lege, totdeauna îl dau ca nu femeie. Eu vă spun direct... Niciodată bărbatul nu pleacă, pleacă două, trei zile de acasă flămând. Niciodată. Asta e lege. Eu vă spun direct experiența prietenilor mei, care s-au căsătorit de vreme și acum... El, în al doilea rând, relația aceasta extraconjugală, da? Dacă ai răbdat atâta timp, până ați întâmplat pe căsătorii, bă, ce-ți mai trebuie? Ai femeia acasă, dar ce mai vrei? O altă casă ce? Tentațiile sunt mari, ziua. Se vadă cum e. Se poate se vadă cum e, exact. Deci, exact, începutul discuției a fost următoarea. Noi nu spunem că dacă îți păstrezi fecioria până la căsătorie, gata, ești deja mântuit. Deci nu este cazul... Da? Bun. Ispite rămân tot restul vieții tale. Da. Se presupune, că după, de-aia tot pun accentul pe respect, că după ce se erodează acel foc de paie, acea dragoste arzătoare, da, ar trebui să rămână respect. Iar bărbatul sau femeia va trebui să se și maturizeze și să se gândească atât. Ajung acasă, da, cum privesc eu copiii mei? Cum îmi privesc eu soția mea? Că e o greșeală, Dar dacă lucrul ăsta se întâmplă după căsătorie, înseamnă că totuși ochii aceia care s-au uitat și în stânga și în dreapta au fost și înainte. Și-au poftit și înainte, doar că poate n-au avut curajul să treacă la fapt. Corect. Și nu-ți garantează... Ce folos a fost după ce s-au fost întâlnit la fapt? Nu pot să plec de la premisa asta, că mai bine încep de pe acum, că după ce oricum s-ar putea să... Deci nu pot să plec de la premisa asta. Nu, dar același timp... Poate să fie varianta care, se poate înainte de căsătorie, te-ai sătura de vaga monțeală și te așezi la casă ta. Niciodată. Iată-mă. Eu vă spun din experiența iată-mă. Eu sunt necăsătorit, deci nu... Iată-mă. Ești Iată-mă, le spun lucrul ăsta, știi? În momentul în care, că nu n-am fi niciodată din ce cauză, în momentul în care omul nu se vindecă. Moral. Omul nu se vindecă moral. Pentru că dacă omul înainte a umblat și acum se căsătorește, de ce te mai căsătorești dacă întâi a umblat? Acum are nevoie de una ca să ce? Că tot mai avem mai multe. De ce să mai dor una? Păi, știți cum e, mănânci toată viața ciocul amandie. Haideți să păstrăm, numai puțin, să păstrăm și o notă de seriozitate. Da, suntem totuși în biserică. Întrebarea trebuie pusă punctual, sau întrebările trebuie puse punctual, lăsat interlocutorii să răspundă și haideți să mergem mai departe, mai avem și întrebări scrise, probabil mai vin, și să-l mai lăsăm și pe Claudiu să vorbească, fiindcă e totuși invitatul din această seară. Întrebarea spune așa, după ce ți-ai obișnuit trupul cu plăceri, dar te-ai îndreptat, cum poți să-ți educi trupul ca să nu ceară mereu ceea ce a fost obișnuit să primească și să trăiești curat alături de prietenul, soția și soțul? Păi, dacă te-ai îndreptat, cum scrie aici, înseamnă că te-ai apropiat de Dumnezeu.
Și Dumnezeu e puterea noastră, e singurul care poate să ne dea putere să nu păcătuim. Dacă ne punem nădejdea în noi, o să cădem mereu. Apropo de ce spuneați mai devreme, sunt bătrâni care sunt, de exemplu, în pustie, sunt oameni care au trăit 80 de ani în viața monahală, care se ispitiți la 90 de ani de patima desfrânării. Deci de ispita desfrânării, cel puțin la nivel mental, nu scăpăm. Dar e o greșeală de logică aici să spui că hai să începem, hai să ne săturăm înainte ca după aia să nu mai privim în căsătorie. Dimpotrivă, statisticile spun exact invers. Cei care, uite, dacă vrei să dau un studiu concis, făcut pe 1000 de persoane, nu, pe 10.000 de persoane în Statele Unite ale Americii, cu vârste între 13 și 30 de ani, interogate despre, legate de mai multe aspecte. Când și-a început viața sexuală, câți parteneri au avut, când s-au căsătorit, cum au, dacă sunt fericiți, tot așa. Studiul spune așa, cu cât îți începe viața sexuală mai înainte, cu cât ai mai mulți parteneri, cu atâta o să fii mai nefericit, o să te căsătorești mai târziu sau deloc, o să divorțezi, divorțează mai mult cei care vagabondează și lucrurile degenerează în ce în ce mai mult. Deci, o să, fără nicio abordare religioasă, să spui că, băi, bun, așa zice biserică. Uite, hai să vezi ce spune sociologia. Azi avem atâtea argumente din sociologie și statistici care ne ajută să confirmăm aproape matematic ceea ce spune biserica. Adică, bun, băi, nu, a zice părinte, nu mă uite, zic studiile, să vezi ce frumos spune. Și atunci, avantajul care e? Că americanii au capitalismul din 1900 și ceva. Au toată ispita asta sexualității de 100 de ani. De aproape 100 de ani. Ei, ei pot mai ușor să se vadă, băi, cum eram în 1930? Dar cum e în 1990? Cum a fost în 1990? Și văd, uite, diferența de 60 de ani. Și vine un studiu și spune așa, băi, în 1950, dintr-o 100 de elevi, dintr-un liceu, 5 ar fi fost dispuși să-și înceapă viața sexuală. După 50 de ani, în anul 2000, din 100 de elevi, 95 sunt dispuși să înceapă viața sexuală și 5 nu. De ce? Pentru că mass media a răsturnat valorile. Și atunci e ușor să-ți dai seama de ce se degradează familia. Pentru că tot războiul ăsta, toată revoluția sexuală afectează familia. Deci tot ceea ce distrugem noi începând viața sexuală, vagabondând și trăind așa, distrugem familie. Și familia mea, și a ta, și a celorlalți din jur. Distrugem societatea. Bun. De aia nu putem să gândim așa că hai să ne săturăm și după aceea mergem acolo, nu o să mai vrem. O să vrem. Ba mai mult o să vrem. Din ce în ce mai mult. Așa, mă iertați. Să revin aici. Bun. Deci, te-ai îndreptat. Cum să-ți educi grupul să nu ceară ceea ce a fost învățat să primească? Păi, în viața de familie, după ce te căsătorești, afli că mai ales dacă ești numai bisericii și despre oameni din biserică vorbim, pentru că despre ceilalți neavând repere, numai Dumnezeu poate să-i ajute să iasă din slăbiciunile lor. Deci în viața de biserică afli că există perioade de post în care trebuie să te înfrânezi. Adică miercuri, vineri, sărbători, duminici, posturi mari, perioade de post mai lungi. Și atunci există o perioadă a femeii în care trebuie să te abții, există perioada de sarcină în care trebuie să te abții, poate femeia are probleme medicale și ea trebuie să te abții. Și atunci toate perioadele astea în care tu și soția nu puteți avea relații intime, te ajută, vă ajută pe amândoi să păstreze relația proaspătă, în sensul să nu vă consumați unul pe altul, să nu apară monotonia. Adică e un program așa de înțelept făcut de biserică, încât mereu te ajută să te gândești cu drag la soția ta și să nu te saturi. Băi, iarăși m-am saturat. Bun. Apropo de ce ziceați aici, pe postul ăsta și înfrânarea asta și relația cu Dumnezeu te ajută, îți ajută trupul să nu mai dorească așa puternic. Adică, prin lupta asta, prin asceza asta, prin post, rugăciune, împărtășirea cu trupul, prin spovedanie și împărtășirea cu trupul sângele Domnului, reușești să nu mai fii așa pofticios. Cu adevărat, Dumnezeu prezent în noi, prin Euharistie și spovedanie, ne ajută să nu mai dorim să nu mai fim așa pofticioși. Faceți experiența asta și o să vedeți. Te schimbă efectiv. Nu știu cum, dar îți dă El puterea asta. Iar aici, cum poți să fii mai curat după ce ai fost în păcat și te-ai îndreptat alături de prietena sau prietenul tău? Deci, înainte de căsătorii. Păi, în cazul ăsta,
eviți toate circumstanțele în care ai putea cădea în păcat. Adică, dacă știi că de obicei înainte cădeai când te-ai invitat la film sau când mergeați împreună într-o excursie, într-o tabără sau nu știu ce, acum nu te mai duci sau dormi separat, dormi cu fetele, cu băieții sau nu mai stau noaptea la el sau nu mai merg la Baia Ramon sau dacă merg, plecăm împreună și stăm de față cu toții. Eu mi-aduc aminte când, când înainte de a mă căsători, aveam și eu cu soția mea aceleași ispite și duhovnicul ne spunea, băi, stați în spații publice. Stați mereu în spații publice și să vedeți că asta vă ajută foarte mult. Să vă vadă mereu cineva. Și asta te obligă să te comporți moral. Și atunci nu mai e nevoie să zici că, băi, cum lupt eu cu astea? Păi nu, eviți situațiile în care trebuie să lupți și ai câștigat lupta. Pentru că dacă te arunci în luptă, o pierzi, că diavolul e mai puternic. Dacă au început mângâierile și sărutările, te-ai aruncat deja. Și nu știu dacă mai ieși. Poate să te ajute Dumnezeu să ieși, dar e foarte greu. Apropo că apropie vacanța și că vorbim de tineri, ne puteți vorbi puțin de proiectele, de activitățile Asociației Ortodoxia Tinerilor în următoarul timp, în următoarea perioadă, pe parcursul următoarelor 3 luni de vacanță, de pildă, ceva concret la care pot participa poate și tinerii din parohia de aici? Sigur. O să vă zic concret pe următoarele trei luni. Deci, unii poate știți, unii poate știți, noi organizăm tabere și întâlniri de-a lungul anului. De fapt, așa s-a format asociația noastră. A fost o comunitate la nivel online și ne-am înțeles bine acolo și am zis, bun, hai să ne vedem și în mod real. Pentru că site-ul se adresează către tineri din toată țara, singura modalitate pe care ne-am gândit să ne unim, am zis, hai să facem o tabără. Și am făcut o tabără, prima dată a fost la Putna, în 2012, s-au adunat câțiva tineri. Atunci, nu știu, cred că am 30 ceva. Și după aia, o dată, la 2 luni, am continuat taberele. Chiar ieri am întors dintr-un pelerinaj în Republica Moldova, cu asociația noastră. Bun, în următoarea perioadă, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă va lângui și tot lucrurile vor fi bine, vom organiza o tabără de vară, la Horezu, deci în zona Horezu, o să dureze 7-8 zile. La noi taberele se desfășoară în felul următor. Ne întâlnim toți și stăm într-o vilă mare, casă, pensiune, ce găsim acolo. În general, alegem locurile astea să fie lângă mănăstiri, ca să putem avea și partea asta duhovnicească și o parte de turism, adică să vizităm lucruri frumoase și peisaje. Nu ne cazăm la mănăstire pentru să nu deranjăm. De obicei suntem 30, 40, 50, 60 și e foarte greu să te prinzi din programul mănăstirii cu un grup mare. Și atunci e mai bine să stăm separat. De dimineață până seara ne plimbăm. Mergem pe munți, vizităm biserici, mănăstiri, schituri, muzee, tot ce e posibil în zona respectivă. Iar seara, pe la 7-8, avem serate de discuții. Și diferite teme. Depinde de fiecare lucru. Vă dau un exemplu. În Delta Dunării, tabără care a făcut-o în săptămâna luminată, am avut ca temă, nimic nu este întâmplător, totul este croniator. Vorba părintelui Galeriu, pe care îl văd și susține. Și tot așa, am avut 4 seri de discuții, numai pe tema asta, dar detaliat. Și a ieșit foarte frumos. Pentru tabăra de vară, vrem să facem o școală de vară biblică, pe tema Evangheliei după Ioan, câteva capitole din Evanghelia după Ioan, o să avem și un invitat, probabil. Mereu, la fiecare tabără încercăm să avem un invitat, un profesor sau un profesor de teologie sau un preot, care să întrețină discuțiile. Apropo, mergând la Horezu, probabil veți vorbi și de Constantin Bencoveanu, pe tot ea. Exact, mergând la Horezu, și de iconografie, și de Constantin Bencoveanu. Vom merge și la Mănăstirea Bistrița, să vom vorbi și de misiunea care s-a făcut acolo cu fetele orfane și vom încerca să vedem și partea asta de tradiții, de orăriți și o să vedeți că, dacă puteți să intrați pe site-ul nostru ortodoxia.ro, sus e un buton tabere ortodoxe, dați click pe el și o să vedeți toate tabele la care noi am fost și ce am făcut acolo. Detaliat, în fiecare zi mi-am dus fotografii foarte multe, unele acum mai numai pune și filmulețe și dacă vă... Și cei interesați se pot înscrie pe site? Sau? Cei interesați se pot înscrie în momentul în care apare pe site bannerul, adică următoarea tabără probabil o să fie între 21 și 28 iulie 2014, deci ultima săptămână din luna iulie. Cam într-o săptămână ar trebui să punem bannerul cu tot programul, cu detalii, cu costuri, cu... Și atunci, dacă vă e drag, ne sunați, să ne dați e-mail și vă înscriți.
După asta, probabil în luna august, o să mai fie încă o... încă o tambără. De data asta, noi luna august ne-am învățat să facem o plimbare pe munte. Adică 3-4 zile de mers cu rucsacul în spate, ceva așa mai de supraviețuire. Și tot cu o temă dată. De exemplu, anul trecut, ce temă rău? Cu... Predica de pe munte. Așa. Pentru că mergeam pe munte, am urcat până la vârful omul, am ales ca temă predica de pe munte. Și am avut invitat pe domnul Gerus Săpărășan, doctorat în teologie la facultatea din Cluj. Și după ce mergeam toată ziua pe munte, câteodată ne mai și opream și ne vorbea puțin despre predica Mântuitorului din Evanghelia după Matei. Și, și anul ăsta o să facem la fel, nu știu, probabil în Apuseni, mai avem o oportunitate ceva la Vatra Dornei și acolo avem un prieten care ne ajută și am putea vedea anul de trasee. Bun, o să urmeze după iarăși până septembrie, în octombrie, altă tabără, încă nu avem nimic, n-am primit nimic concret. După aia, de Crăciun nu facem, de Crăciun și de Paște nu facem tabere, pentru că știm că toată lumea asta în familie, dar facem de Revelion. De Revelion facem anul trecut, am făcut la Târgu Neamț. Tot așa, vreo 5 zile și aici foarte frumos. Bun, alte proiecte... avem Radio Ortodoxia Tinerilor, puteți să-l ascultați live de la noi pe site. Avem foarte multe site-uri, 20 de site-uri pe care le-am făcut o asociație, dintre care vă spun cele mai mari proiectele noastre. Site-ul ortodoxiatinerilor.ro, site-ul fericiteprigonism.net, e cel mai mare site dedicat mărturisitorilor din temnițele comuniste. Are peste 2000 de articole, 200 de mărturisitori și e foarte, foarte bine pus la punct. Avem pe cineva care se ocupă cu mare, mare drag și pasiune. Mai avem și site-ul citateortodoxe.ro și acolo puteți să vă bucurați de citate de la Sfinții Părinți și la Marii Duhovnici. Bun, de implicat concret, de exemplu, avem cartea asta și traducem mărturiile în 17 limbi, ca să fie accesibile și altor tineri. Am neapucat și deja avem în limba engleză și în spaniolă, sunt pe terminate. Traducem și în maghiară, și în franceză, și în rusă, și în, în general în limbile din țările ortodoxe, și în limbile nordice. Dacă e cineva dintre voi care poate să ne ajute să traducem mărturiile, cu mare drag, îi așteptăm. Vrem, după ce le traducem, cel puțin mărturiile și apoi și articolele, să le punem pe un blog în limba respectivă. Adică, pe un blog în limba maghiară, mărturiile în maghiară. Pe un blog în limba italiană, mărturiile în limba italiană. Parteneriate de colaborare între parohii și Ortodoxia Tinerilor realizați, cum ar fi între parohia Sfânt Antonie cel Mare de aici și Asociația Ortodoxia Tinerilor? Noi, deci, în general, colaborăm foarte mult cu parohiile, în sensul că, de exemplu, am prezentat cartea la unul dintre parohii, sunt parohii care anunță cu drag proiectele noastre, taberele în general, sunt foarte mulți preoți care îi încurajează pe tineri să intre pe site-urile noastre, așa ca să-i ajute. Un parteneriat concret cu un contract nu facem, dar suntem mai... Noi suntem fiecare din parohie, dintr-o parohie și colaborăm cu preoții din parohiile noastre. Dacă ne trimiteți newsletter sau ceva, putem și noi aici să... Cu drag. Dar să mai arătăm, să mai prezentăm împreună cu părintele. Da. Când o să avem, ceva concret. Deci noi organizăm, mai organizăm. Așa noi deschidem, accesăm site-ul, dar ar fi mai punctual, mai concret. Că se întâmplă ceva. Da. Vreau să anunț că peste două săptămâni, adică luni 13 iunie, vom avea ultima acțiune, ultima seară duhovnicească înaintea vacanțelor și a concediilor, adică în perioada aceasta până în septembrie, octombrie, când le vom relua, le vom reîncepe. Și anume va fi, tot așa, prezentarea, lansarea unei scrisă de Ciprian Voicilă. El este cercetător la Muzeul Țăranului Român, cred că îl cunoașteți. Și va veni cu această carte, tot o carte de mărturie și de mărturisire, de propovăduire, de azi în două săptămâni, aici, la orele 19, tot așa, vă așteptăm cu mare drag să veniți, să-l ascultați, să-i puneți întrebări, să luați și carte eventual, să luați și un autograf și după aceea să încheiem, să facem o pauză preț de vreo 3 luni, ca apoi din toamnă, cu motoarele odihnite, să repornim aceste activități, aceste acțiuni. Întrebări, dacă mai sunt întrebări.
Rog. E foarte târziu, o să fiu foarte scurt. Eu cred într-o privire asupra științei și bisericii holistică. Aici am ascultat foarte mult părerea bisericii, de aceea pot să spun că și părerea medicinei nu este împotriva bisericii. Și de aceea vreau să spun ce este sănătos. Este sănătos ca tinerii să își păstreze fecioria înainte de căsătorie. Este sănătos să nu abuzeze tinerii și copiii de produse de origine animală, pentru că atunci și hormonii vor produce o cerere a organismului către această patimă. Și este sănătos ca, era o întrebare din spate legat de cum pot tinerii căsătorii să se păstreze unii altora, adică să fie fideli. S-a vorbit puțin la început despre oxitocină. Există același lucru și pentru bărbat. Femeia produce feromon, dacă ați auzit. Există pe piață parfum cu feromon. Iar bărbatul are un organ în spatele nasului, vomerul, un organ specializat pe recepționarea acestor feromoni, acestor hormoni eliminați de către femeie. De asta este bine ca tinerii căsătoriți să doarmă unul lângă altul, să simtă mirosul. De asta se face și comuniunea dintre copil și mamă, pentru că copilul prima dată este luat în brațe de către mamă și mama simte copilul și copilul simte acel miros și nu se mai desparte, iubește acel miros. La fel și soții între ei se pot iubi foarte mult dacă se obișnuiesc unul lângă celălalt și unul cu altul. În același timp, dacă ei sunt într-o comunie și într-o credință și fac rugăciunea în seara de seară împreună, a face rugăciunea împreună este un lucru foarte frumos, iar în comunitățile de tineri unde am fost, de fiecare dată s-a făcut rugăciunea împreună, este o forță foarte frumoasă, nu cred că vor cădea așa de ușor pradă ispitelor, iar fetele își vor păstra și la 30 de ani și la 40 de ani roșeața obrajelor cu care suntem obișnuiți la tinerețe. Totodată, nașterea de copii este foarte importantă, zice medicina, să fie făcută din tinerețe. Până în 30 de ani, după 40 de ani, crește riscul de sindrom Down, foarte multe maladii cromozomiale, despre care n-aș vrea să vă rețin acum. De aceea este bine să lăsăm puțin cariera la o parte și să ne alegem, mă refer la voi, fetele, să vă alegeți o meserie care să vă poată lăsa timp și pentru viața de familie. De ce acest lucru? Pentru că eu, de exemplu, o să termin rezidențiatul pe la 31-32 de ani, rezidențiat în medicină. Asta eu sunt convins că până atunci mă voi căsători și să-mi ajute Bunul Dumnezeu să facă pasul cel mare. Trebuie să înțelegem că este important și pentru sănătatea copiilor noștri să fie făcut la o vârstă tineră. Cu cât acumulăm mai multă informație genetică, au loc mutații în organismul nostru pe care le transmitem copiilor noștri. Dacă corpul nostru este tânăr la 20 de ani, 25 de ani, copiii noștri vor fi foarte probabil sănătoși. Eu vă mulțumesc și cred într-o știință și biserică, într-o viziune holistică. Părinte Ștefan, dacă vreți să mai spuneți ceva, acum pe încheiere. La urmă, cine dorește să cumpere cartea, o poate cumpăra și afară vom avea o scurtă ședință de autografi. Cine vrea? Sau să mai vorbiți în particular? Sunt foarte mulți tineri pe care nu îi cunosc și care ați venit aici de dragul acestei fundații și acestui site în care pentru prima dată l-am prima întâlnire cu acest site al Ortodoxia Tinerilor l-am avut-o datorită unei nunți, în urmă unei nunți la care am fost naș și care am găsit fotografiile pe site-ul dumneavoastră. Probabil cea mai frumoasă nuntă, da. Am căsătorit doi tineri, fecior și fecioară, ceea ce cinste lor, așa cum se făcea acum câteva sute de ani. Adică, toată lumea n-am imanută decât îmbrăcați în costume naționale populare. Întâi am stăvășit Sfânta Liturghie, la care mirele și mireasa s-au împărtășit și mi-a iată pe Sfânta Liturghie,
am însăvârșit taina Sfintei Cununii. Urmând după aceea, bineînțeles, masă și dansă cu muzică populară românească, autentică, să fie exact lângă biserică. A fost undeva în Munții Buzăului, la Visoca. Și atunci, pentru prima dată, când am auzit că păi, sunteți pe ortodoxia din urmă, care ce eu pun? Și atunci am văzut și în acel moment am citit mult mai multe articole și am făcut o impresie foarte, foarte bună. Mi-am dorit de foarte mult timp să ne auzim, să ne cunoaștem. Vă felicit! Acum am dat seama că sunteți pe lucrurile de ajuns. E un lucru extraordinar. Ce de la Covita făcea la cortul, dacă vreți, cu poze de la acea nuntă, să apară în revista lor pentru viață. Nu are drag. Nu are drag. Nu se pune până. Eu mă bucur că s-a întâmplat așa ceva. A fost visul meu de ani și ani de zile să particip la o nuntă ca acum 200-300 de ani. Să văd și eu cum au fost adevărații noștri români și de unde mă trag. În costum național popular, așa cum l-au dat. Și așa a rânduit Dumnezeu, că nimic nu este întâmplător, ci pronia lor, da? Să fiu chiar nașul. Și cu ie, cu chimie, cu toată lumea, nimeni n-a avut voie să vină la acea nuntă, dar nu e costum îmbrăcat în costum național popular. Extraordinar. Cea mai frumoasă nuntă, cu adevărat, pe care am văzut-o vreodată și mă bucur că la acea nuntă a fost așa. E, în acel moment am cunoscut acest site și mă bucur că și în afara preoților, acelor teologilor hirotoniți, da? Mai e cineva cu inimă mare care se ocupă de tineri din zilele noastre. Voi, cei de astăzi, sunteți părinții de mâine. De aceea vă îndemn cu toată inima, cu tot sufletul. Îndrăzniți să întemeiați familii creștini ortodoxe. Dați naștere la copii. Și vă veți bucura de ei. Este singura și cea mai mare realizare. O femeie nu poate să se realizeze în viață ca femeie dacă nu devine mamă. Suntem frumoase. Asta înseamnă că dacă devii mamă de jur, niciodată. Niciodată, din contră, te împlinești. Mulțumesc mult! Mulțumim mult, doamne, ajută și doamne, așteptă! Sebastian, Dumnezeu, cea curulea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curulea și în vece vecelor. Amin. Domnul miluiește, Domnul miluiește, Domnul miluiește, prea cu cea începărinte binecuvintează. Nu este Dumnezeu, ca să facă să iubire de oameni, totdeauna cu și curulea și în veci veci, Doamne. Mulțumim tare mult! Doamne, suntem!